La toți de față și viitor sănătate, sunteți, așa cum v-ați dat seama, la Vreau să știu, locul în care și din care încercăm să plecăm cu câteva povestioare. Dacă ne rămân una, două, trei chestii în căpșor, înseamnă că ne-am atins scopul. Ca de fiecare dată că suntem pe repede înainte, ieșim la încălzire și jucăm grație colegilor și prietenilor noștri de la Unibet. Cum spun eu de fiecare dată, cei care au înțeles că nu numai minutul și scorul contează în această viață, după cum se poate vedea și după cum putem noi mirosi, prietenii noștri de la atelieruldetarte.ro ne omenesc ca de fiecare dată. Îi găsiți fie pe atelieruldetarte.ro și vin oamenii la voi acasă, fie fizic, vis-a-vis de filantropia, nu mai spun după aia un spital senzațional, că acolo ne-am născut noi sau eu. Iuliu Mihalache era, să zic, nu, Ion Mihalache numărul 20. Acolo îi găsiți fizic în cazul în care vreți să mergeți acolo. Bun, acestea fiind spuse, de fapt ar fi trebuit să începem cu Trăiască nația, sus cu ea, pentru că așa se saluta Eminescu și cu prietenii săi. Sunt 133 de ani, dacă nu greșim, de la plecarea sa. Încercăm să nu folosim termenul moarte, pentru că e un pic mai dur. Drept pentru care, dinpreună cu al nostru frate, prieten, coleg și ce mai vreți dumneavoastră, Damian Amfile, să trăiți sănătate, sus nația, trăiască nația, sus cu ea. Am zis să discutăm astăzi puțin despre Eminescu. Din startul începutului, vorba lui Divertiș, cu asta am terminat. Nu suntem nici specialiști, nici exegezi, nici perpesiciuși, nu? Ci niște chibiți din parc din Cismigiu, care au mai văzut, au mai citit, au mai auzit una alta și încearcă aici să vorbească pe înțelesul pietonului de pe zebră. Acestea fiind zise, uite cum e primul său rând, în zbuciumata sa viață, pașii l-au purtat pe străzile Bucureștiului, în diferite locații. Nu știu de unde am luat-o, dar așa scria. Probabil să trăiți și bună ziua și bună seara. Bună seara, mulțumesc că mă chemați numai seara când n-am eu voie să mănânc și mai îmi pune și astea în față ca să vorbesc cu dicție. Să știți că el nu mănâncă nimic. Ba, mănâncă, dar nu seara. Da, din fericire aveți alte chestii pe care le sărbiți cu drag. Da, asta este cu Cornel Dinu, care nu mai putea la un moment dat să bea pentru că avea probleme cu ficatul și a cerut o porție de paste. Și Fănuș Neagu, regretatul Fănuș Neagu, i-a zis: Cornelușe, rău ai ajuns dacă pastele au ajuns să țină loc de băutură. Da, nimeni nu-i perfect. Nimeni nu-i perfect. De unde pornim, stimate domnule? Păi... eu mă gândeam așa, să totuși să introducem puțin în temă. Nu știm despre Eminescu la Iași. Am stabilit că nu suntem stăpâni pe acest subiect. Cu teribil regret, eu trebuie să spun că n-am ajuns încă în Iași. Deși îmi doresc tare mult. Am fost de 1 mai 1986, cu 4 zile înainte a fost loc atentatul de la, explozia de la Cernobâl. Deci mai aproape de atât. La momentul oportun. La mai bine de atât nu se putea. Se dădea iod pe stradă și sticluțe de apă minerală, sticle de apă minerală de sticlă. Ai mers pe principiul ca să te ferești de uragan, te bagi în el. Exact, așa este cel mai bun. Și am vorbit noi că vom încerca să discutăm despre ceea ce s-a petrecut prin București cu Eminescu, că acolo mai știm ce și cum. Adică între 1877 și anul morții 1889, că asta e perioada. N-avem mult. Nu, dar avem intens. Într-o bună măsură. Ca și asta viață, ca să vorbim așa. Ei da, că n-a prea fost omul care să stea la locul lui vreun pic. Bun. De unde pornim? Păi, hai să pornim de la fuga de la studii. Ca așa ajunge, de fapt, în București. Aparent, nu era genul de om care să rabde învățământul în formă organizată. Nu prea îl țineai binișor în bancă. Și în felul ăsta l-a atras foarte tare cariera teatrală. S-a alăturat unor trupe de teatru itinerante, a lui Mihail Pascali, după aia a lui Iorgu Caragiale, unchiul lui Nenea Iancu, ăla care cumva e să leagă de primul teatru românesc din țările române, ăla de la Cijmeaua Roșie, prin familie. Făcut, am mai vorbit noi de prințesa Ralu Caragia la 1812, la intersecția generalului Bertolot de azi cu Calea Victoriei tot de astăzi, adică la Cijmeaua Roșie. Exact. Italianca din Algir, prima piesă jucată, cu niște comedianți greci. Iertați-ne! Și din peregrinările astea nimerește prima oară Bucureștiul, se duce suflăr la Teatrul Național, Și acum să facem o primă mențiune istorică, când spunem Teatrul Național, nu ne referim la asta actual, care este la intersecția din Piața Universității, ci ne referim la imaginea 1, avem imaginea cu vechiul Teatru Național, la cel care se găsea pe Calea Victoriei, fusese construit, mă rog, începutul construcției lui e din vremea domniei lui Gheorghe Bibescu, când Societatea Filarmonică Română cu Heliade Rădulescu, Câmpineanu și toți ceilalți să prind ei că una din trăsturile esențiale ale culturii unei nații este să aibă artele dramatice puse într-o scenă și se comandă unui arhitect neamț să vină să proiecteze clădirea. La vremea când este terminat, mai mulți călători străini îl plasează al treilea în Europa, după ăla din Paris și din Sankt Petersburg, adică pentru o țărișoară care încă stătea sub papucul sultanului, nu era chiar puțin lucru să ai al treilea teatru din lume, considerat la vremea aia, aparent o acustică foarte bună și evident că în momentul când ai o asemenea construcție se dă tonul modei, cele mai toalete, cele mai cutare. Aici se este cel în locul căruia urmează să vină el, era terasa OT Teleșanu mai încolo, nu? OT Teleșanu, cum ne-am uitat la el, vine în stânga. În stânga, până în Palatul Telefoanelor, pe loc cu Palatul Telefoanelor, care e primul zgârie nord din București. Exact, 1931. Și ăsta este cel bombardat în 4 aprilie 44. Momentul la care ne place amândurora. Corect, dar și de aici, din câte știu, au plecat nu știu câte vagoane de butaforie și de elemente și așa mai departe către poporul rus, frate și prieteni. Nu vorbim de tezaur. N-a fost atât de afectat. Păi nu, că tezaurul a plecat în războiul ălalt. Da. Păi nu zic, ca să nu zică lumea că ei au luat tot timpul câte ceva de la noi. Au luat fabrici întregi. Exact, iartă-mă cum zici tu, deci n-a fost atât de afectat, numai că ei au zis hai să luăm. Au zis hai să luăm și după aia proaspăt instalatul guvern comunist cu soarelii pe afișe a zis nu mai e cazul să renovăm, hai să-l dăm jos. Și l-au dat jos și a apărut Novotel, o parcare. Avem la imaginea 2 cum arată în prezent. Și acolo jos, unde e ceva ce scrie acolo, da, cum arată în prezent, acolo jos era gambrinusul lui Caragiale. Da. Unde și vindea el. Exact. Și spunea că avem capul teșit, băi Mateiule, pentru că noi am cărat foarte mult tava pe cap. Deși Neneancu, săracul, foarte bun la dramaturgie, l-a sesizat tipologii umane, mai slăbuți pe la afaceri. Da, a închis și aia în gară la Ploiești. E greu să... Și bun, asta este... Meritoriu, nu știu cui se datorează refacerea măcar a fațadei teatrului, dar meritoriu gest, portic, parcă. Da. Așadar, unii zic că-i chici, alții zic că se încearcă o reparație istorico-morală. Mi se pare chici. Eu, din câte știu, asta e un soi de modă pe care Germania a inaugurat-o, că Germania în al doilea război mondial a ieșit cu infrastructura o leacă mai prăpădită decât noi și atunci leitmotiv ar fi fost catedrala din Dresda, o catedrală gotică superbă. Care oraș bombardat 99%. Da, minunatul bombardament anglo-american și au lăsat structura veche așa cum fusese ea în vremea bombardamentului și numai au ridicat din sticlă, au completat clădirea. Și în felul ăsta avem și noi, mai sunt exemple, presupusul sediu al direcției 9, a 5-a, pardon. Da, de pe colț de la guvern. Lângă Ministerul de Interne și Fundația Universitară Carol I. Da. Și am văzut mai de curând o treabă mult mai reușită la Casa Spiru Haret, pe Casa General Gheorghe Manu, unde s-a operat pentru prima oară, nu s-a mai demolat cu totul, ci s-a integrat. Adică, bun, avem nevoie de mai mult spațiu locativ, perfect, păstrăm ansamblul vechi și ridicăm deasupra. Estetic, din punctul meu de vedere, pare reușit. Așa pare și aici. Și aici stăteau muscalii. Erau, nu? Birgele, de aici plecau birgele bucureștene, de unde să trage și expresia că înjur ca un birjar. Pentru de aici, că, bineînțeles, când îți petreci 14, 15, 18 ore pe capră și eventual și nins pe cap, nu ai cea mai bună dispoziție. Era cunoscut o ciudățenie a nevestei lui Hasan, îmi scapă, cred că Ana Hasan, nevasta lui Gheorghe Hasan, care după moartea bărbatului s-a îngrijit vreo 20 de ani de afacere, dar spre sfârșitul vieții a luat-o, nu deranjant, dar un picuț razna, avea 200 de pisici și asta în general e considerat un semn. Nu știu, cred că de la 10 în sus apar probleme, până acolo e tolerabil și ieșea seara să se plimbe la șosea cu muscalul, îl punea să-l ducă acasă, dar ea nu-i plătea și el stătea până dimineața ca să iasă slugile când se trezeau să-l plătească. Așa doar o bună dispoziție. Și tot în fața lui este prima stație de taximetre din București. Primele taximetre care au circulat în București, vreo 6, garau prima oară în fața Teatrului Național și mai era o bubă. Pe Calea Victoriei n-aveai voie să circul ca taximetrist decât ocupat. Și problema care era? Stația din fața Teatrului Național era foarte cerută, dar aveai loc de câteva mașini. mai în spate pe Edgar Chinel la universitate, dita mai locul, dar cerere puțină. Și a apărut instituția clienților falși. Băieți pe care îi plăteau taximetriștii să li se urce ca să poată să vină în stația mai circulată. Da, asta deja l-am părăsit pe Eminescu. Bine, presupun că în ultima noastră discuție s-au învățat oamenii că pornim de pe un subiect, zburăm 5 și ne întoarcem. Să încercăm să revenim la oile noastre. Da, prima treabă a lui Eminescu în București e pe locul actualului Novotel, unde se angajează ca suflor și copist. Asta se întâmplă în 1876-77, deci când are 26-27 de ani. Prin anumite istorie am găsit că s-ar fi întâmplat și mai devreme, dar nu e certă treaba că ar fi ajuns acolo. Oricum, e clar că asta omului nu-i plăcea studiul organizat, nu cred că a avut vreodată vocație de muncă de birou. Am o vagă bănuială. Nu era corporatist. Nu prea corespunde tiparului. Dar la teatru aparent se regăsea. Bine, putem să ne imaginăm. Teatru avea program, în general nu prea cred că stătea mult pe la matineuri. Corect. El avea treabă mai mult seara. Din puținul mobilier pe care din lumânări făcute din seu, că ziceau că miroseau și așa mai departe până să se bage. Când obosite seara suflu în lumânare. El știa săracul ce, el chiar așa era. Așa celebru că prin puținul mobilier pe care îl căra, mașina de făcut cafea și ibricul erau nelipsite. E echivalentul lui Balzac în literatura română, că și Balzac 30 de cafele pe zi, ce surpriză, am crăpat de inimă. Ce eras? Dar acum pe bune, vorbesc extrem de serios. Nimeni nu s-a gândit, a apărut primul whisky românesc săptămâna asta. Nimeni nu s-a gândit să facă o cafea Eminescu. Păi de-abia a apărut, lasă-l să fie verificat. De ce nu există cafeaua Eminescu? De fraier ce sunt, eu alt răspuns nu am. Dacă vă gândiți așa, să ne dați și nouă un platou de mici, că am venit cu ideea. Cafeaua Eminescu și exact cum spuneai tu, pac, umbla omul cu ăla. Măcar bere nenaian cu parcă am scos. Eu nu sunt băutor de bere, dar parcă am văzut-o. Bun. Și asta este prima... slujba lui Eminescu în București și locuința este vis-a-vis la Hotel Hug. Da. Unde era barosanul la care un bucătar sau ceva făcea cele mai felurite mâncăruri la vremea aia. Ulisse de Marsiac, marele franțuz, spune că mai bine decât la Hug n-aveai cum să mănânci în București și aparent clădirea asta se păstrează oarecumva. E lipită de Continental, de hotelul Continental. Aia e. Mi se pare că îi se adaugă un etaj cândva după perioada când stă Eminescu acolo. Acum o să zic și eu o treabă, că spre deosebire data trecută unde Belu 13 ani, cu Eminescu n-am stat la bere și atunci o să mai arunc și eu cât un ochi din când în când, nu de alta, dacă să respectăm ordinea cronologică. Da, în ordinea numere de pe tricou. Da, ca să nu comentăm. Deci hotelul în care a stat Eminescu există și astăzi într-o formă modificată, e normal că au trecut de atunci 140 de ani. Merită și o specificație istorică că la hotel pe vremea aia nu se stătea cum se stă astăzi, se stătea cu lunile. Adică de regulă îți închiriai un apartament și cam pe acolo îți făceai veacul, în funcție de cât te ducea buzunarul. Existau hoteluri care, mă rog, erau cu numele hotel, că ele erau de fapt un soi de depozite umane. Da. Condițiile, exact asta spune și Eminescu, l-am dat, că ploșnițe de diferite naționalități aduse de către toți călătorii și mergeai până la Capșa, Hug Continental sau Broft, cum se spunea pe vremuri, unde aveai condiții exact ca în Europa apuseană. Adică inclusiv călători străini spun, băi, domnule, dar... Oricum, un contrast izbitor în București, adică asta, mergeai 500 de metri de pe Calea Victoriei și ajungeai la țară. Da, în Mahala. Corect. Și Eminescu se pare că tot timpul a agreat forma asta de așezare. N-a fost niciodată un tip hiperurbanizat. Dacă oricine are vac habar de poeziile lui vede că acolo e codru, lacul... El dormea în fân, în paie și așa mai departe. Când dormea, probabil. Când dormea, pe unde apuca să doarmă, corect. Și tot timpul subliniat faptul că nu se schimba și nu mânca cu zilele, ceea ce... Săracul. Dincolo de toate teoriile conspirației, e o explicație mult mai rațională vis-a-vis de scurtimea vieții și de anumite probleme de sănătate care apar pe final. Fotbalist bun, că acum lumea o să râdă, bă, nici nu se inventase fotbalul. Aici te rog. Da, era un atlet bun și se spune că juca în toloaca Cernăuțului fotbal, pentru că acolo se adunau studenții, fotbalul era într-o perioadă nici măcar romantic, era într-o antichitate pe vremea aceea, dar erau niște nebuni care alergau o bășică din piele de porc. Și Eminescu era unul dintre ei. Azi este unul dintre mari notători, cel puțin așa spune Călinescu, că făcea acrobații intrând într-o din asta de apă și ieșind prin partea cealaltă, într-o târnavă, cred, și că alerga 10 km pe zi. Acum alerga, nu stătea nimeni cu un cronometru și cu un pedometru să-l măsoare, dar băiatul și când se ducea pe la mănăstiri, orică voia să impresioneze, orică astea ridica greutăți dis de dimineață. Gantele ce avea el pe acolo. Și altfel avea un fizic destul de firav, nu era chiar cogeamite. Nu e deloc departe de adevăr reconstituirea aia între el și Creangă, că noi ne imaginăm cumva egal de dimensiuni, dar se pare că nu. Creangă era un cogeamite moldoveanu și gras și înalt. Și consuma puternic numai sarmale și mânca toate grăsimile din lume. Om și serios, brav. Din toate punctele de vedere. Eminescu săracul nici nu prea avea. Nu. Că ar fi mâncat poate și el. E impresia lui Vlahuță. Vlahuță era student la drept în perioada când Eminescu activa în București și era un admirator așa timid, din umbră. Abia spre sfârșitul vieții lui Eminescu se apropie mai mult și exact asta scrie Vlahuță în memoriile lui, că mă gândesc la marele Eminescu cât de sărac putea să fie. El este eternul peregrin în București, asta putem să subliniem din start, n-are nicăieri casa lui, nu-și permite așa ceva evident, ba din contră uneori nici bandă chirie nu prea are și o să explicăm imediat și de ce, că cu plățile atunci acum merge și astăzi intelectualitatea mai subțire. Îți zic una tare, dar bine că stai pe scaun, de aici... De unde De unde scrie Novotel acolo în partea, eu cumpăram pești. Strada coboară un pic în vale, este ambele străzi, că aici e Câmpineanu sau ce e. Da. Și în partea asta, la alta asta de lângă Palatul Elefant, care dă în editura tehnică a lui Iliescu. Da, corect. Da? Coboară un pic. Bine, dă în Palatul Universul. Da. Și aici pe mâna, noi stăm așa cu fața pe mâna stângă, în partea stângă sau în dreapta. Nu, aici pe partea stângă era un magazin cu acvarii, de acvaristică. Și de acolo cumpăram când eram mic. Nu pentru mâncat. Nu, nu. Pești de acvariu. Aici, nu știu cum să-i zic, într-un subsol era. Și țin minte perfect, erau parcări. Parcai și pe partea și pe alta, pe partea asta cel puțin aici pe stânga. Și de acolo se cumpărau peștișori. N-aș fi avut. La terasa Oteteleșanu, iarăși o chestie interesantă, exista un patinoar. Un patinoar descoperit în perioada interbelică. Aici n-aș vrea să greșesc, cred că Billy Waiters, ceva, este primul jucător profesionist din istoria hockey-ului care vine și joacă la noi, primul profesionist din partea aia, din Canada, și era canadian, care vine să joace la noi în România. Deci am avut un jucător profesionist undeva în 1930-35 în România și patinoarele n-aveau să joace în sală și jucau aici la patinoară Oteteleșanu. Foarte puține cunoștințele mele de sport, știu că la patinoare am fost top tot timpul. Tot timpul. Acum nu avem niciunul în București. Au fost sublime, au lipsit cu desăvârșire. Acum avem unul în mall și unul la Autopen, niciunul în București, deci. Da, eu am avut o singură experiență cu patinoare, am zis mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a rupt nimic, a doua oră nu mai merg. Știi cu bulă când vine și dădea la copcă, la pește? Nu. Și zice, fiule, nu da aici, că nu găsești nimic. Poate și iar mai dădea gaură, fiule, ți-a mai spus, nu da, că nu găsești nimic. Iar să uit și treia oară zice, fiule, Doamne, zice, matale, ești, arată-te. Nu, zice, eu sunt aici pasnicul de la patinoar. Da, cu baba în pescărie? Nu. Vine baba că la... e viu și da. Și cu pescarii, cu ăla care făcea schi nautic? Nu. Pescarii pe malul râului și vine unul cu schi nautic, trece zoom și le încurcă la ăștia toate ițele, descurcă pescarii cu urele de rigoare, iară zoom, în partea elaltă, iar le încurcă. A treia oară când aud motorul bărcii, se înarmează fiecare cu o conservă, cu o piatră, cu jum și unul nimerește fix în cap, cade ăla. Pescarii, bă, noi am comis-o, hai să-l scoatem că moare creștinul. S-ar toți în apă, îl găsește unul, trage la mal, nu respira. Faceți respirație gură la gură. Se pune primul, vai, nu pot, miroase de mori, nu. Vine al doilea, vai, nu pot, miroase de mori. Vine al treilea, bă, nici eu nu pot. Unul mai bătrân în spate, băieți, fugă înapoi în apă, ăsta are schiuri, ăsta are patine. Nu e al nostru. Bun. Hai să revenim de la pești și la Eminescu. De unde am plecat? Păi, de la ce ne-am luat? Ce am ajuns la Teatrul Național. De la ce ne-am luat? Și acum putem să ne imaginăm chestia asta, că suflori și copii la Teatrul Național nu te dădeau bani afară din casă. Corect. Și drept urmare nu durează prea mult perioada asta, oricum există o perioadă de certuri cu familia care încerca din răsputeri să-l facă să meargă la studii. Acum nu știu exact care e ordinea cronologică, repet, Eminescu cochetează cu teatru de pe la 19 ani, adică pleacă de la gimnaziu și se duce cu trupele de teatru, se plimbă prin țară, prin Transilvania, că în felul ăsta cumva își formează practic conștiința unității de neam a românilor pe care l-a susținut-o ferm până la sfârșitul vieții și o să ajungem să discutăm și despre chestia aia. Dar cumva e o perioadă mai nestatornică, adică nici măcar în București nu-i sigur că rămâne. Până la urmă, ceea ce este clar este că cel care îl cheamă și îl face să rămână definitiv în București este Slavici, la îndemnul lui Titu Maiorescu. De fapt, Slavici, Caragiale, Maiorescu sunt principalele trei figuri benefice din viața lui Eminescu, chiar dacă la Maiorescu s-a brodat îndelung pe teoriile conspirației, ce ar fi făcut, ce ar fi fost vinovat. Din câte știu, e meritul domnului Eugen Simion treaba asta, că a editat toată corespondența și toată memorialistica lui Maiorescu și din aia se vede clar că Maiorescu chiar l-a sprijinit pe Eminescu până în ultima clipă a vieții. Deci ăștia sunt cele trei genii bune și cei trei oameni care aveau autoritate în fața lui Eminescu, care altfel nu prea răspundea bine la trebuie să faci, trebuie să dregi. Bine, nu-l exclud pe Creangă, dar doar că Creangă avea altă metodă de viață. Da, și era un pic mai departe. Exact. Adică să mai vizitau ei și să vizitau exact pe următoarea casa lui Eminescu, pe casa din strada Speranței 4. Din păcate, casa asta, deși am înțeles din ce am găsit materiale care mai exista astăzi, eu n-am, neavând aparent nicio plăcuță comemorativă, decât să o identific greșit, am zis mai bine nu o identific. Pentru cine e curios să afle, strada Speranței merge între piața Cea Rosetti și strada Paleologu. Bun. Adică de la Teatrul Național urs spre Armenească. Și acolo e celebra legendă că se pune într-o casă bătrânească din asta cu tindă descoperită afară și două odăi. Într-o odaie stătea Eminescu și într-o odaie stătea proprietarul casei pe care îl chema Dimitrie Diricu. Și acolo Eminescu își arată și firea lui de introvert, pentru că stătea noaptea la cafele și scria și toată camera lui era plină de manuscrise și aici pot să mă recunosc un pic păstrând. Da, să nu vorbim urât. Că la mine în casă poți să faci curat, dar dacă a dat sfântul să-mi schimbi ordinea până dezordinea mea de cărți... La revedere! Nu ne mai înțelegem, cineva trebuie să plece. Și exact băbuța care încerca să țină curățenia casei... nu știu dacă ne putem imagina, era al dracului tu cu... Așa că nu o lăsa să facă curat și aparent chiar să strânseseră niscai ligioane pe acolo, adică pe ingeniși și la un moment dat și niște șoricei, pentru că ăsta îi încuia ușa când pleca de acasă. Și nu intra acolo. Da. E ca femeia de serviciu de la Muzeul de Artă Modernă. Asta găsești... e artă sau arunc? Da, când gândești și ea cuiva lucrarea de diplomă sau a fost să arunc? Bun, deci am ajuns pe strada Speranței. Stă pe strada Speranței. Probabil că nu tot aia pe care o cântă Corina Chiriac, dar nu știu exact. La parter. Casa cu flori, strada Speranței. Păi n-avea decât parter. Bun. Deci nu se zice la numărul 4. Nu se găsea altceva și aparent baba asta îl frustrează suficient de tare încât nu mai suportă să șadă acolo și să mută frumușel, nu foarte departe, pe la biserica Caimata, sper că pun accentul cum trebuie. Caimata, o altă biserică, nu mai există astăzi, dar știm exact unde a fost localizată. Era în diagonală de Armenească. E chiar pe locul BVB-ului, Bursei de Valori București. Nu e diagonală de Armenească, da, și locul ăsta de parcare. Exact. Că e Armenească, deci, da. Aparent, biserica stătea pe jumătatea locului de parcare și jumătate pe oribilitatea asta, Vișinia, acum, care e construită peste fostul hotel modern. Da, Pache Protopopescu sau cine, că parcă... El taie, El taie bulevardul, numit inițial Carol, pe vremea comunismului Republicii și astăzi revenit la... Deci... Bine, ce a făcut Pache a fost o treabă lăudabilă, aici lăsând orice considerente la o parte, adică să creezi marile axe est-vest și nord-sud ale Bucureștiului, să ușurezi traficul care era într-o creștere exponențială, asta e o treabă bună, dar Caimata, exact ca bisericile Sfântul Ioan cel Mare și Sărindaru din zona centrală, sunt alea care stau cumva în drumul modernizării urbanistice, trebuie să cadă. Treabă interesantă despre biserică, era biserica lăutarilor din București, de Sfânta Parascheva, toți lăutarii bucureșteni, și e interesant că la Eminescu este exact perioada de tranziție dintre vremea lui Anton Pan cu Meterhanaua și Muzichia, cu aia cu ce-ți cântam eu în podcastul trecut, către cumva varianta mai modernă, să pregătesc zorii lăutarilor care au ajuns în secolul 20 cu Grigoraș Dinicu și cu Zavaidoc și treburile alea. Da. Aici e amestec. Și el acolo stătea într-o cămeruță, într-o chilie, la propriu. Camil Petrescu are o mărturie de la treaba asta. Camil Petrescu, Caimata e dărâmată la un an după moartea lui Eminescu, în 1890, atunci ora de Pache Protopopescu. Și Camil Petrescu reușește să-l cunoască pe ultimul preot slujitor de la biserica asta, care îi descrie exact cum era atmosfera și Camil Petrescu cumva îl căinează pe Eminescu, vai, în ce condiții puteai să stai, dar pe de altă parte zice, dar ce cadru romantic aveai, că Eminescu, am avut dispute de asta cu mai multă lume, nu sunt eu vreun expert, dar toată lumea, Călinescu, toți marii critici literari, Lovinescu îl încadrează la romantici târzii. El, pentru vremea lui, e un soi de Păunescu în secolul 20 și vine târziu. Un picuț târziu. Ce-i cu tine, Neicule, pe aici, că să încheie perioada asta. Am mai prins pe tampon trenul, nici pe scară măcar. Da, cumva tampon. Așa, cu ultimul degețel. Dar, mă rog, Camil Petrescu reușește totul să vadă chestia asta, că deși erau condiții mizere, cadrul ăla în sine, ansamblu arhitectonic și condițiile de trai și mai ales lăutar pe 14 octombrie veniți la hram. Ma, ce era acolo? Era și frumusețe. Păi există o descriere, dar îmi scapă numele satului undeva, cred că până Ilfov, era un sat de lăutari unde asta, toată lumea era stupefiată că în satul ăla nu era nici dracu de vineri până duminică, că toți erau plecați la ora să cânte. Corect, de joi, pardon. Avea o cântare, cum zic cei din ziua de azi. Da, numai că... Unde sunt la o cântare? Pe vremea aia erau de-alea cu 3 zile, țineau... Cam bazme. Da. Și asta e perioada în care trăiește Eminescu în zona asta la Caimata. Acolo, de aici se pare că cel mută sunt într-adevăr condițiile. Adică până și el... recunoaște că nu se putea sta. Am scos un citat vis-a-vis de săracul cu ce condiții a venit și în ce condiții a trăit. În momentul când îi scrie Slavi să vină, Eminescu îi răspunde chiar așa. Cu ce dracu să plec la București? Am bagaje, cărți, manuscripte, ciubote vechi, lăs cu șoareci și molii populate la încheieturi cu deosebite raționalități de ploșnițe. Cu ce să transport aceste roiuri de avere mobilă în sensul larg al cuvântului? Adică săracul își cărea niște lăzi, aparatul de cafea și cutare și mai avea nevoie de un minim confort să îl asigur, că nu putea să trăiască doar le ducea pe astea. Le aducea și... Și nu, aparent nu prea s-a putut sta acolo și e momentul când încearcă Maiorescu pentru prima oară să aibă o intervenție mai directă în viața lui Eminescu. Așa dacă punem în oglindă personalitatea lui Maiorescu cu a lui Eminescu, de zici că sunt născuți în extremele zodiacului. Nu, deși amândoi sunt de școală germană, adică și Maiorescu e format în spațiu german și Eminescu, cultural vorbind, au aceea structură, doar că probabil că pe Maiorescu la rigiditate l-ar fi depășit Carp și Catargiu în perioadă. Alții nu să... Da, să fie... Nu se apropiau. Bine, un tip bine orientat, dar asta orientat, îi plăcea și confortul ăsta, a profesat toată viața ca avocat. Adică junimea, cultură, dar poate ne trebuie și niște bani, totuși. Da, corect. Și s-a organizat bine și a fost și mult mai orientat politic decât Eminescu, că de fapt la Maiorescu a sesizat la timp când era pe contracurent și a schimbat macazul, ceea ce Eminescu n-a făcut. O să ajung la chestia asta că e marcant cum colțosul politicii românești Petre Carpa ajunge exasperat de ce scrie Eminescu, dar mai potoliți-l pe Eminescu. Dar ajungem și la treaba aia acolo. Mă rog, Maiorescu asta observă. Lelia Zamani e unul dintre istoricii lui Eminescu care a consemnat așa cu foarte multă minuțiozitate obiceiurile lui cotidiene și spune că asta prietenii s-au sesizat că ăsta moare ca Hristos. Nu trece de 33 pentru că nu are din ce. Nu are din ce și nici nu-și dă. Adică omul, contrar a ceea ce se mai spunea uneori, că mergea la chefuri, nu prea ieșea din casă. Nu prea ieșea din casă, numai stătea, scria, nu se alimenta, nu se îngrija, era pe bune în pericol de... Da, n-avea cum să treacă de 33. Exact. Și Maiorescu încearcă chestia asta să-l aducă la el acasă, fiind imaginea numărul 4. Acum trebuie să recunoaștem drepturile de autor în primul rând. Tu spui chestia asta că aproape nicio plăcuță de unde a lucrat sau unde a trăit Eminescu vreodată nu-i pusă unde trebuie. Nici asta nu e. Casa asta pe care o vedem aici era situată pe strada Mercur numărul 1. Acum este strada al cărei nume Golescu, dar tot timpul nu nimeresc numele mic, corect? Golescu, colț cu Enescu. Este în spatele blocului Eva. ONT Eva. Da, unde este marele mega imaj de pe Maghera acum. Da. Eu, din câte am citit până acum, era practic situată pe părculețul ăla triunghiular care e în spatele blocului, pe când placheta comemorativă la imaginea 6... E la coloane. Aici, în dreapta, cum privim. Una mai neclară, nici dacă mă străduiam, nu găseam. Dar, așa cum ne informează... BRD-ul este locul unde Eminescu ar fi citit pentru prima oară Luceafărul. Da, adică unde niște domni îmbrăcați foarte scorțos au zis, mamă, câte strofe a scris ăsta oare? Că ne ține până dimineața asta aici. Exact. Da, probabil... El fuma? Sau nu știm? Știi că n-am întâlnit chestia asta. Dar de băut? În afară de cafele, nu s-a... Deci asta, eu din ce știu, principalul viciu era cafeaua pentru el. Greu de spus. Acum... De țigări nu s-au auzit și probabil că s-ar fi spus că mai trăgea un trabuc, o pipă, o țigărușă, o nu știu, ceva. Nu, n-am întâlnit. Acum nici n-am pretenția eu să fiu exhaustiv pe memoria lui. E o afecțiune. Da. Să vindecă. Să usucă și trece. Da. Așa. Nu, chiar n-am întâlnit. doar de cafele și de nopți nedormite. Subscrie. A, da. Așa. Nu vorbeai de tine. De mine, scuze. Nu, că eu cu cafea o subțire, nu. Da? Dar de nopți nedormite? Da, da. Doar că combustibilul e altul. Bun, deci asta este... Deci asta este amplasată în extrema stângă, cum ne uităm din Bulevardul Maghiero, a blocului Eva. Cum ar zice bunicii acum, nici mai că nici așa nu e bine, când o punem nu e bine nici așa. Ca să fim onești, e bine că am pus-o. Da, las-o acolo. Foarte frumos. Doar că nu e exact unde ar fi trebuit să fie. Asta, Casa lui Maiorescu, este demolată împreună cu Muzeul Simu, care era alături. Faimos. Și cu Casa Marghiloman, aflată alături pe... Pe care s-a construit Hotelul Ambasador. Nu. Blocul Ciclop. Nici. Ciclopul e pe Marghiloman. Patria. Patria e făcut acolo. Corect, și vis-a-vis era Simu. Mă rog, exact. Un pic lateral. Exact. Unde e statuia lui Enescu acum. Da, acolo. Acolo era Simu. Muzeul zice este senzațional pe vremea aia. Dar un pic în mijlocul... Nu chiar în mijloc, dar o latură așa încurca Magheru. Multe clădiri încurcau ulița Colții, cum se chema drumul ăla înainte. Este din fericire păstrată, că are legătură și cu Eminescu, dar niciodată nu știu cum îi se pronunță numele pictorului ăsta, Carol Pop de Satmari. Satmari, mulțumesc frumos. Nu, că noi l-am românizat, că ele cu SZ, cu Y, cu și așa mai departe. El românizat ar fi Satmari. Satmari, să-i spunem, ăla, și da. Dacă știe cineva mai bine, chiar rugăm frumos îndrumări. Ăsta se urcă înainte să fie demolat Turnul Colții, mi se pare că tot de pache. Turnul Colții era între cele mai înalte clădiri din București, undeva cam pe unde vine statuia lui Brătianu, acum în rondul de la Universitate. Da, mai jos un pic în față la muzeu. Bun, exact. Că am înțeles că acolo ar fi vrut cineva să lase cu un geam și să se vadă structura de rezistență a turnului. Sau s-ar putea să existe și azi ceva. Dar mă rog, am luat o razna de tot. Bine ar fi. Nu, să păstrează de la asta și există imaginea, să urcă în turn cu niște aparate, adică omul a făcut mușchi până a urcat în vârful turnului și face poză la cum arăta ulița Colții înspre actuala Piață Romană, care înainte se chema Eminescu. Da. Să numea Catargiu, Barbu. Așa. Nu înțelegi. Nu prinzi nimic din structura urbană de astăzi, zici. Acolo e locul în care a murit Labiș cu tramvaiul. De acolo a luat tramvaiul. La Gheorghe Nou, din câte știu eu. Și acolo... Dar Turnul Colței era... Există niște pozuțe mai interesante cu niște oameni mititei așa jos. Adică a venit până în coace, știi? Suedezii. Știi, unii... Suedezii făcuți pe fronton, dacă ne referim la sculpturile de pe el. Nu, la poză. E o poză înainte de demolare, adică se ținea bine. Era cam de la cutremure și de la asta era... Cutremurile îl văduviseră de partea de sus. Da. Dar au fost personalități culturale care au tot scris. Mi se pare că a fost făcut un ziar special la vremea aia pentru a se opri demolarea Turnului Colții. Lângă el fiind prima statuie din București. Spătarul Mihail Cantacuzino, Carl Storck. Corect. Că toată lumea zice de Mihai Viteazu. Nu, că e prima. E Carrier Belleuse, dar e mai târziu un pic. Dar ce voiam eu să zic e asta. Orașul în care se plimba Eminescu, cel puțin în zona lui centrală, tot. N-avea nicio legătură cu ce nici e. În clin, nici în mânecă cu ce există astăzi. Adică, dar din fericirea asta, din perioada lui Eminescu, se păstrează fotografii. De exemplu, dacă ar căuta cineva, există poză cu Terasa Teteleșanu și se vede cum curge Calea Victoriei, zici, dar asta nu e Calea Victoriei, că nu mai e aproape nicio clădire care seamănă cu ce e astăzi. Adică vezi și Mănăstirea Sărindan în spate, zici, dar aia, ce-i cu biserica asta? Iar Calea Colței, cel puțin, măcar Calea Victoriei are structura. Structura, da. Că e o linie dreaptă, cât de cât și mai șerpuiește. E primul drum sistematizat în București. Pe ăsta îl taie Brâncoveanu ca să-și unească palatul care era la blocul Gioconda de palatul de la Mogoșoaia. Corect, avea el o... În schimb, ulița Colții se învârte după cum își tăia fiecare proprietatea și nu... Vezi, de fapt, că apare așa, ca un soi de crăcan în trei, pe drumul care ar duce spre actuala Piață Romană. Deci locurile pe care se plimba Eminescu nu mai aduc cu nimic de locurile actuale. Acum, indiferent, stai că am uitat unde, la Titu Maiorescu acasă, stă îndelungata perioadă de 2 săptămâni. Atât rezistă la asta în casă. Pentru nici nu-l trecuse la întreținere, cum se zice. Îl trecuse la întreținere fizică. Adică încerca să-i facă program de somn, să mănânce și aparent pentru Eminescu asta a fost intolerabil. Pe cum adică mă trimis la culcare? Da, stigi lumina. Bine, vorbind de un om care deja era de la 30 de ani. Eminescu, în momentul ăla. Da. Maiorescu încerca la propriu să-i facă un bine. Adică pentru Titu Maiorescu, talentul lui Eminescu reiese din toate scrierile lui, era mai mult decât evident. Omul pur și simplu încerca să conserve chestia asta, să-l facă să nu expire. cât mai, să-l facă să expire cât mai târziu. Cât mai târziu. Să prinsese cu 2-3 băieți, mă, ce faci? Să prinsese rău, ce facem? Nu se poate întâmpla chestia asta și în consecință să mută niște case lui Dinu Mihail, să-l cheamă pe gagiul ăsta, care se pare că se găseau pe locul actorului Hotel Radisson, vis-a-vis de Biserica Albă, da. Imaginea nouă. Fostul Hotel București. Da, exact. Eu am mai spus chestia asta în dățile trecute, nu e vorba de niciun fel de propagandă religioasă sau așa. Bisericile la noi sunt cele mai vechi mărturii încă în picioare ale istoriei urbanismului. Că la români, de bine de rău, am demolat într-o veselie, dar la biserici a fost, maică, las-o acolo, nu umbla la ea, că... Da. Și în felul ăsta... Ce nu s-a putut, le-am mai mutat? Le-am mai mutat, le-am mai translat, da. Au mai căzut unele, dar bisericile cel puțin rămân pe loc. Aici, dacă nu mă înșel, la vremea când era Eminescu, se chema Mahalaua Popa Dârvaș. Asta se întâmplă pe la a doua jumătate a secolului XIX. Și o carte mai în spate este Muzeul Literaturii. Mai nou. Mai nou, mutat, cel nou. Mutat de la Dacia, după o afacere destul de cusută cu ața albă de retrocedare. Un spațiu mult mai mic, da, dar mai elegant. Elegant. Și unde există o încăpere Eminescu, specială. Aia frumoasă. Am auzit, dar n-am fost. Da, foarte frumoasă și sunt și vreo 6 manuscrise, cred, cel puțin La Steaua e original cu corecturile lui. Sper să nu zic prostii, dar cred că este exact clădirea care se vede în dreapta bisericii. Da, e un pic hacana, așa. Exact. Pe dreapta e un local, care acum văd că în poza asta e închis și cred că clădirea din spate este exact Muzeul Literaturii Române. Frumos. Merită, adică nu merită, cu siguranță trebuie să-l folosim vizitați. Pe trebuie de data asta. Da, are și o grădiniță în spate frumoasă și se poate vizita. Și e făcut un pic modern. Mai nu e sufocant ca cel vechi de pe Dacia, unde găseai la un singur autor X obiecte pornind de la peniță, stilou, ochelari, tabacher, ăla de tuș, sugativă și așa mai departe, aici fiind spațiu mai... Da? S-a trecut la un nivel mai șmecher pe tabletă, adică vrei să afli despre cutare, hop și acolo ai mai multe informații, repet, din lipsă de spațiu. Adică probabil că lucrurile alea undeva... Pe de o parte mai reușit. Da, undeva trebuie să se păstreze, asta e clar că doar nu le arunci, dar acolo dădea un pic de parfum. Adică vedeai ce a scris, uite așa, aici bine, atâta mai rămas. Și cine a organizat muzeul? Muzeul ăla de pe Bulevardul Dacia, Casa Vilara, Crețulescu, da, care era părăsituț, așa, e ceva înăuntru. Acum știu că e retrocedat, aspectul exterior e închegat, să zicem. Dar ăla este organizat de Perpesicius, de cel mai mare eminescolog pe care l-am avut noi și un maniac în sensul cel mai bun al cuvântului. Da. Adică eminesciana lui Perpesicius, pe care recunosc că doar am răsfoit-o, n-am avut răbdarea să o citesc cap-coadă. Eu n-am întâlnit lucrare de mai multă profuzime și ce avem noi pe masă aici. Corect. Unul din... Să știți că el le-a și citit, adică nu le-am adus doar ca să, să le facem. Să le punem că se mișca masa. Doar ca diletant. Am înțeles. Mi-a plăcut să mai cunosc câte ceva despre ele. Bun. Deci, următoarea casă în care se mută Eminescu, din indicațiile memorialiștilor, este în linie dreaptă peste Calea Victoriei de Biserica Albă pe care o avem până și în prezent. Și în spate este sediul Uniteru. E restaurantul Savard. Fosta casa lui Zoe Ceaușescu, care ei făcuse scări din lumini ca Michael Jackson în Billie Jean, ca atunci când veneam atoală să... Dumnezeu suerte că a sucombat. Când așa să nu-și rupă dinții. Și când a călcat pe ele, s-a prindea scara. Memoriile astea. O fi legendă, zicem și noi. Alea 3 scări, într-adevăr, dacă te uiți la ele, nu sunt dintr-un beton, din ciment sau cum se cheamă, ci sunt un picuț mai, știi, Michael Jackson când merge în Billie Jean, să aprindele. Eu să știi că am intrat acolo, nu le-am întâlnit. În față. Pe scări, treptele, alea 3. Intrarea, eu am intrat pe lateral. Nu știu ce zici, prin Cârciuma ai fost acolo, da, ai intrat prin lateral. Credeam că eram lămuriți de data trecută, că... Am înțeles. Cultura și cu viața bună, să știi, chiar fac casă bună. Da. Bun, gata, am terminat. Eminescu n-a știut chestia asta, păcat de el. La capitolul ăsta. A încercat. Probabil că ar fi vrut, dar da și nu de fapt. Nu, bun. Da și nu. Era un soi de neintegrat cumva. Vlacuța are tot așa o amintire cu el, că mai spre finalul vieții, când s-au apropiat, când mai crescuse și Vlahuță, au mers într-o seară la Cafeneaua Imperial. Cafeneaua Imperial undeva pe locul actualului Palat Regal, Muzeul de Artă, și pleacă târziu de tot pe o ploaie torențială și Eminescu conduce pe Vlahuță la el acasă, pleacă mai departe și la vreo jumătate de oră Vlahuță și mă trezesc niște bătăi, nu știu, și era Eminescu learcă că și uitase garoafa de la butonieră la mine în casă și se întorsese să o ia. Zici, cu un zâmbet foarte blajin și spune Vlahoț și a fost prima oară când cumva s-a îngrijorat de poet. Nu garafa. Garoafa. Garoafa. Da. Vis-a-vis la Hotel București, acolo, blocul Nestor, cel care cade la cutremur pentru că îi făcuseră cofetărie la parter și din greșeală îi luaseră un pilon de structură de rezistență. Da? Bravo, băieți! Cheamă Sergiu Nicolaescu imediat după cutremurul din 4 martie 1977 gașca lui de băieți cascadori, pentru că el fondase Cascadori, el înființase echipa de cascadori din filmele românești, tocmai pentru aceste filme, și acolo este Tudor Stavru, fost canotor la Dinamo, care vrea să sară, salvase 10 sau 12 ființe până atunci, oameni, da? Și vrea să sară dintr-un balcon în altul la etajul 8 cu mâinile goale, că ei numai așa lucrau. Pentru că auzise ceva zgomote acolo și pică de acolo de la etajul 8 până jos. Adică este unul dintre eroii de după cutremurul din 77, un om care salvase vieți și care lucraseră, ei au lucrat 3-4 zile după cutremur non-stop și scoteau molăzul cu masca de gaze și cu ranița de acolo de sus. Dar ei confundă un pic, el confundă puțin cascadoria, călare pe cal și așa mai departe cu faptul că erai la etajul 8. Unde un rateu te costă un pic mai scump. Și l-a costat. Adică sicriul lui, el era parcă din Megidia, dacă nu mă înșel, este cărat de Sergiu Nicolescu la înmormântare și există poze de atunci. Bine, din câte știu și de regizorul Năstase, marele regizor Năstase, cel care moare la un 1 mai pentru că trebuia să facă parada de 1 mai. Și nu ieșea, cred că este prima transmisiune sau una dintre primele transmisiuni color ale televiziunii noastre, 82-83, nu iese și el moare de inimă la o vârstă tânără, undeva așa, în noaptea de dinainte transmisiunii directe de la 1 mai. Din cauza stresului. Precum Popescu Copo. Știi, nu? Da. Dezăpezit, să mașina, am a căzut, a căzut în genunchi și ei au zis ridică-te, dar el murise. El era mort. Noiembrie 89. 89, da. Noiembrie 89 la Congresul al 14-lea. În noiembrie 89 e Congresul al 14-lea, dar și pe 15 noiembrie calificarea României la turneul final de la Campionatul Mondial din 90, după 20 de ani. Batem Danemarca cu 3-1 pe Ghencea. Maestre șapou la sportul. Da, altceva ce să facem. Deci că Hagi e eliminat, adică ca și în 10 gol Gabi Balin și cu băieția după ce ea ne dăduseră 1-0 au avut ei. S-a șcat la ora 3, n-a muncit nimeni toată România într-o miercuri. Toată România nu a muncit, a fost închisă. Deci era pe vremea lui Ceaușescu. Păi ne trebuia și nouă un licăr de speranță, nu? De undeva. Da. Dar atunci nu cumva e moartă și Mihaela Runceanu? Sau e cu un an înainte? Nu știu. Ne uităm ca să nu... Să ne uităm. Nu e 80, dacă greșesc, să nu râdă lumea, să nu fie... Tu, tot așa moarte ironică, săracul Ștefan Ciubotarașu, mort în stradă, așteptând mașina să-l ducă la filmări. În 1970. Da, nu știam. Mihaela Runceanu, 1 noiembrie 89. Că Ștefan Ciubotarașu a venit să-l ia cu mașina și l-au găsit întins pe trotuar. La fel, făcuse infart și murise. La 60 de ani. Ștefan Ciubotarașu, dacul din... Dacul, boier, și... cum îl cheamă din neamul șoimăreștilor. Da. Da. De unde am plecat, de Nicule, și unde am ajuns? Ne opriserăm vis-a-vis de Biserica Albă. Îl reluăm ușurel de tot. De la Biserica Albă. De aici am rămas. Ne ducem o idee mai sus pe calea victoriei. Nu ne deplasăm prea mult. La imaginea 10, la... Iarăși tot o biserică, că doar asta se mai conservă din ceea ce era vechea mahala Nicolae Tabacu, unde se mută Eminescu din casele de vis-a-vis de Biserica Albă. Asta e la Moxa acolo? Da, aici se mută într-o vecinătate selectă la vremea aia. Pe aici avea casele Barbu Catargiu, da. Barbucică Catargiu, ăla care a fost bătut cu vergi la picioare de domnitorul Grigore Ghica în persoană, că făcuse niște amantlâcuri până... Frumoasă bisericuța asta, curtea asta. Dar aici are o statuie în fața lui... Ia cuiva o statuie aici în fața lui Nichita Stănescu sau... E o statuie, mă rog, în fața... În momentul ăsta nu fac imagine. Nu fac imagine. Asta este exact cea care dă... Moxa se oprește în ea dacă ar trece calea victoriei. Pe partea opusă avem Casa General Radu Rosetti, aia care seamănă, nu fix la stradă. Un pic mai, o idee mai în spate, că trec în studențești, aia care seamănă cu Muzeul Țăranului Român, că e făcută tot de Ghica Budești. Nu știam, da. Pe strada cu Moxa, adică pe Moxa. Moxa numărul 5, cred. Lăsăm grădina Academiei pe stânga. Și tot pe stânga, continuând, este o proprietate de mari dimensiuni, o casă tot așa cu cărămidă netencuită pe exterior. Până ajungem în Moxa? Nu vorbim de sediul Sportul Studențesc, de Uniunea Arhitecților. Ba, este chiar Uniunea Arhitecților. Aia, gata, o știu. Am fost înăuntru în ea, am lucrat în ea. Eu am lucrat acolo. Gata. la balconul ăla ieșeam, care este exact ca Muzeului Țăranului Român. Acolo era sediul revistei Fotbal Plus. Și am lucrat acolo, în aia, are în spate, dă în grădina Academiei, da? Și în față, sus, la etajul 1, are exact balconul de la Muzeul Țăranului Român. Da. Unde ieșeam... Acolo și încearcă mâna Ghica Budeș până să facă. Și acum am zici? Păi, nu m-ai întrebat. Da, era foarte frumos acolo, pentru că alături era căminul de la ASE de fete. Era un loc foarte, foarte, foarte frumos. N-au făcut toți teologia. Iartă-ne, Doamne. Bun. Iartă-ne încă o dată. Așa, nu, ai călcat pe urmele omului care a fondat Muzeul Militar, între altele. Și pe care Rabinul... Muzeul Militar de la, din dealul Arsenalului sau Muzeul Militar în general. Muzeul Militar în general. Acum e pe fosta Ștefan Furtună. Este Ștefan Furtună vis-a-vis de prințesele de acolo. Dar eu... Te știu și eu, da. Eu l-am prins în dealul Arsenalului. Cu celebrele tunuri Skoda care trăgeau după ziar. Trăgeau nu știu câți kilometri și cineva de acolo cumpăra ziarul și zicea: aseară au bombardat nu știu ce la școala... Bă, nu la școala centrală, dați un pic mai la dreapta că trebuie să dărâmăm depozitul de armament. Mutau la turnul, aseară s-a dus cu 200 de metri mai încolo trebuie un pic, așa trăgeau după, aveau spioni care cumpărau ziarele de acolo și veneau cu ele și spunea: dați mai la dreapta sau mai la stânga, pe ce vreți voi să-l loviți. Genial. A zis că ei trăgeau un pic la nimereală, dați-o mă așa un pic, n-a picat bine, ci trebuie mai în spate sau mai în față. Și acum sunt duse și sunt în curte la muzeul ăsta de care vorbești tu, care eu cred că este cel mai frumos muzeu din București și din țară, pentru că noi ne avem muzeu de istorie. Avem doar parterul și un subsol. Da, din păcate... Terminați asta... cu astea că există Băoprișene, că am văzut că ne mai scris oameni. Băoprișene există. Duceți-vă la Muzeul Național și veți vedea că parterul este închiriat unor... Păi, eu am început cu din păcate. Așa, iar avem lapidariumul și dacă găsim deschis, tezaur, dacă găsim deschis. Dacă corect. Nu, lapidarium și o zi plăcută. Istoria noastră se termină 101, 102, 105, 106. Da, și exagerez, să mă gândesc acum ce al muzeu ar putea Eu l-am prins deschis pe ăsta, că l-am scris, în 2006 l-am închis. Puștulic am fost și l-am prins. Eu îl disperam pe taică-miu, până la 10 ani am stat la țară și eu trebuia să fiu adus în București să învăț germană și franceză. Și nu prea mă dădeam dus, că pe vremea mea. Bunicule! Așa, singurele desene erau fix sâmbătă dimineața, când trebuia să plec. Da. Da, Viorica Bucur. Vorbim de după 90. După 90. Nu, n-ai prins ca la desenele animate. Nu. Eu am învățat engleză și italiană că ăștia nu le subtitrau. Și trebuia să te uiți. Te uita la Ambra Liolili, la Rai 1, la alea, la... Ai văzut? Exact. Și ca să fiu convins să merg, trebuia să mă duc la un muzeu. Dar mic ai fost deștept. Deci cel puțin la Antipa, taică-meu, când i-am spus la 30-a oră că vreau să merg tot la Antipa, i-a căzut mustața așa. Și Antipa, acum l-a făcut diorame, că nu mai e ce era. Știi când ești bătrân? Când ești de la Antipa și Piui. Domnul, nu rămâneți pe loc. Da, zi unul mai deștept, știi care mi se pare? Muzeul Bucureștiului. Adică într-un spațiu mai mic. Ansamblu, că are multe locații. Ăsta de la universitate, la Palatul Șuțu. Mai micuț, Suțu. Dar așa ca... Tot încerc să mă corect. Suțu. Dar ca generozitatea spațiului, clar, Muzeul Militar Central Ferdinand I. Da, nu cred că poate să concureze ceva. El în spate se duce enorm. Dacă ai... Bulanul. Dacă ai norocul să găsești deschis aceste lucruri, eu zic că el poate concura cu orice, pentru că noi știm partea din față și din spate grădina în care sunt două tancuri, un elicopter și așa mai departe. Pe mâna stângă sunt toate, pornind de la daci până la uniformele de acum, toate uniformele oștirii armatei noastre din toate timpurile. Vorbesc aici armată, nu neapărat cadru organizat. Da. Pornind de la așa. Mai în spate sunt șarete, căruțe și așa mai departe, iar în partea asta altă, care este cel mai important și dacă îl găsești deschis, este tot ceea ce înseamnă aeronautică, inclusiv capsula lui Prunariu. S-au adunat în 14 mai 81, s-au adunat 41 de ani. Ce a mâncat el, tuburile de pastă de dinți din care mâncau ei și așa mai departe. Biletul pe care l-a lăsat maică și-l găsești? Nu mă mai întorc însă. Dumitru Prunariu pleacă în spațiu cu sovietici și îi lasă maică și bilet pe masă. Am plecat în spațiu, vin în 2 săptămâni. Vine peste 2 săptămâni, intră în casă, găsește bilet de la maică sa. Am plecat la coadă, nu știu când mă întorc. Aici au scos o culegere, Călin Bogdan Ștefănescu se cheamă, ceva umorul românesc în epoca socialismului târziu, genial. Da, dar a fost în Times New Roman ieri, zilele trecute. El, dumnealui Prunariu, că s-au întâlnit 41 de ani, zice: dacă știam eu, păi nu rămâneam eu, mă, în Cosmos. Ar fi fost o idee, nu? Nu. Dar e băiatul ăla care s-a învârtit 371 de zile pentru că el n-a mai avut țară unde să aterizeze. El decolând din URSS și URSS destrămându-se, când trebuia să aterizeze la Baikonur era Kazahstanul. Și ei nu aveau încă legături diplomatice URSS cu Kazahstanul. Și el n-avea țară în care să aterizeze. Da. Și el pe unde cu radioamatorii de pe planetă, de pe pământ, îi spuneau ce se întâmplă în URSS. Prințule, n-ai unde să aterizezi, mă. Lui nu-i comunicau nimic. Acolo. Și el a zis, domnule, eu am terminat, aterizez, mai stai un pic. Și el pe unde cu băieții de aici de jos îi transmiteau englezii, bă, la tine în țară, din ce am înțeles noi, e un picuț nasol, că țara aia în care era mata s-a desfințat un pic. Și acum trebuie să aștept să facă ea niște așa și să cobori. Și a mai dat în cotură. Încă 2, încă 3, încă 4 și a fost dublu. În loc să stea 170 ceva, asta 360 de zile. Asta vă rog. Șmeche, Doamne, unde... Eminescule, iartă-ne. Da, ne-am dus un pic în spațiu, da. Dar la Steaua. La Steaua, da, care a răsărit. Aici, ca să fac o paranteză, că asta o spun când fac tururile prin Belu, sărim un pic, dăm imaginea 22. Facem un salt în timp. Da, mergem direct la final. Ăsta este mormântul lui Eminescu din Belu. L-am arătat și când am vorbit despre cimitirul Belu. Să-l vedem mai clar. Da, mă, dar fără să-l citim. Nu te uita pe el cu reverse durs, că te ia tot știuitoarea. Nu, că nu vreau să mă refer la asta, dar îmi dau seama că n-am partea de sus. Hai să vedem 23-ul. Mai sus de atâta? Da, păi unde este medalionul. Ăsta a semnat Ion Georgescu, o chestie foarte frumoasă. Ion Georgescu, săracul, e un sculptor foarte puțin validat, dar hai să nu lungim vorba. Pe laturile medalionului ăstuia există o bară de fier așa petrecută. Teoriile conspirației spun că Eminescu de fapt e mormântat în picioare și chipul lui, fața lui vine exact unde este medalionul și au trecut până cap o bară ca să poată să recepționeze mesajele extraterestrilor, care știm noi toți că ei l-au inspirat. Ei cu Ceaușescu în Cuba, mă, și cu Michael Jackson. Pe lângă asta, nu? Clar, dar nu există cum este posibil tu să cumva anticipezi teoria relativității înaintea lui Einstein? Că la Steaua asta, da. Că mii de ani au trebuit luminii să ajungă. Lui Dinamo să ajungă. La Steaua care. Aici, fiecare cu profilul lui. Da. Da, corect, înțeleg ce spui. Dar tu n-ai să ne comunici nimic legat de cimitirul Belu? Întreb, nu dau cu parul. Că n-am participat la Noaptea Muzeelor sau ce anume? Altceva legat de vreau să știu. Nu știu, întreb. O păsărică așezată pe partea din stânga a... mormântului lui Eminescu ne-a spus că dinpreună cu niște colegi pe care îi cunoaștem ați fi filmat un număr destul de mare de pastilo documentaro, cum vrei să-i spui, și că ar urma, așa am auzit, nu știu. Știi că fetele comis nu se lasă așa din prima. Da, dar e adevăr grăiesc? Adică e ceva adevărat? Nu te-aș putea contrazice. Și că vreau să știu, urmează să se completeze. Și cu mult stimata mea persoană, ceea ce înseamnă că trebuie să-și completeze și vinoteca puțin, da. Dacă vreți să mă mențineți în funcțiune. Și urmează să ducem cadrele astea în studioul de montaj, unde o să tragem vreo 12 episoade care vor reprezenta primul documentar organizat cu Belu, că până acum au fost toate ad hoc, cumva. Adică fie ca divanul. Domnul Constantinescu, care foarte bine a făcut că s-a plimbat cu mine, dar a fost spontană treaba, fie că a fost discuția cu tine unde, cum am deja obișnuit oamenii, vorbeam 3 chestii de Belu și 7 conexe cu noi. Că nu cu deci Belu. Ca să înțeleagă oamenii că nici acum nu cred că au înțeles, sunt 12 episoade trase profesionist, organizat, cadru organizat exact, cu circuit organizat sau cum vrei să-i spunem, vor fi la masa de montaj, vorba celor de la Divertis, la masa de montaj vom încerca să realizăm un material cât mai credibil, așa spuneau ei, da? Urmând ca pe platforma Vreau să știu să apară aceste... Exact. Da. Și o să o luăm de la istoria mormântărilor la români, să înțelegem care e simbolismul funerar și pe urmă o să trecem prin Belu metodic, pornind de la istoric până la clasele de personalități, importanța din punct de vedere arhitectonic, istoric și mergând până la relevanța lui în prezent. Cum zic eu, urmăriți-l pe Nea Damian, că nu vă vreau rău. Așa zic eu. Bun, măcar în domeniul funerar am și o niscaiva competență. Scoatem bara din capul lui Eminescu. Dar asta, deci teoria constipației așa ne spune, că e trecut o bară în cap ca să poată să comunice în continuare cu extraterestrii care l-au inspirat în opera lui literară. Oamenii mai cominți știu foarte bine că, de exemplu, în biblioteca lui Ștefan Micle, soțul Bălăucăi, Veronicăi Micle, se găseau destule cărți de astronomie care nu erau totuși străine. Da, nu trebuia să-i treacă o bară de fier în cap. Exact. Da, ca să știm chestia asta, că există și asemenea variante. 4 imagini există cu el, nu? Există mai multe, 4 fotografii. Și eu tot de 4. Prima e la Viena. La Viena, făcută de la Carl Ducek, nu știu cum. Nu, Ducek e la București. La Ducek e la București? Da. Deci una Viena, una Ducek, una mai Purisan, mai rubicond așa puțin și ultima cu un an înainte să moară, unde se observă într-adevăr... Cam așa un picuț să zicem, mai... Eu aș zice că asta corespunde a treia. Celei de-a treia. Corect. În ultima schimbarea este bătătoare la ochi, adică e aproape șocant să-l vezi și aici chiar se poate lega de o poveste. E meritul unui ziarist, probabil că îl știi, Tudor Ștefănescu, lasă București, orașul cu amintiri. Lasă o lucrare. Tudor Ștefănescu, el cred că nu l-a cunoscut? Păi Eminescu sigur nu. Nu sau niște... A făcut o lucrare cu cei care l-au cunoscut pe Eminescu. Deci nu al lui Vladimir Dogaru, ei l-au cunoscut pe Eminescu. El a făcut, Ștefănescu a stat de vorbă cu unii care l-au cunoscut pe Eminescu. A stat vorbă cu... îmi scapă numele persoanei cu care a stat el de vorbă, dar socrul persoanei respective fusese Dumitrache Cosmănescu, frizerul lui Eminescu. De aici... El se mai și tundea. Deși avea părul ăla așa... Păi mustața asta, aici, dacă o lași să crească, apar mici probleme logistice. Dar iartă-mă, asta e om la 38 de ani? 39, mai jos? Asta, a treia poză ar trebui să fie pe la 35. Dar oricum... Era marcat săracul. Acum, ca să fim cinstiți, nici pe mine nu mă crede multă lume că am 32. N-ai 24? Vezi? Exact ce uite, exact ce spuneam. Așa? Nu prea crezi când îl vezi. Și acum că a ars lumânarea la ambele capete, nu e secret pentru nimeni. Dar de la nenea ăsta, deci Tudor Ștefănescu realizează chestia asta în un interviu cu ginerele frizerului lui Eminescu, Dumitrache Cosmănescu, sper să nu-i greșesc numele de familie. Nenea asta avea frizerie pe ulița nouă, adică actualul Edgar Chine, ăla de unde rămâne bancul cu polițiștii. Să-l tragem pe Academie că nu știm dracu să-l scriem. Asta știm să o scriem. Era la numărul 4, frizeria lui Madame Kranz. Madame Kranz, nemțoaică, rămasă văduvaică, dar cum sunt nemțoaicele de regulă mai organizate pe afaceri, și deschide frizerie. Ăsta era cel mai bun frizer, aproape toată protipendada. Dar iartă-mă, știi că niciodată nu știu care e Edgar Chineu, e la biserica aia de acolo, dar nu știu dacă îi trece prin Edgar față Chineu sau... pleacă din Calea Victoriei de la Capșa și se duce către Bulevardul Brătianu, către... Gata, trece prin parcare și desparte Mincu de universitate. Exact. Și se oprește în fântână. Aia e. Aia e Edgar Chineu. Înainte se chema ulița nouă până să se traseze conformația actuală a orașului, că înainte vreme, în locul palatului Institutului de Arhitectură Ion Mincu, era cârciuma lui Urașca. Exact. Grădina. Un ceh HRTSKHA, al cărui nume nu pot nici eu să-l pronunț, pe care nici românii de pe vremea neputând să-l pronunțe, l-au botezat Urașca. Și unde care intuise pentru prima oară importanța publicității cumva, că avea niște decoruri, o butaforie din asta fantastică care cobora dintr-un soi de tavan, un palmier din tablă cu cutare și atrăgea publicul și printre primele locuri unde exista, dacă nu mă știu eu, biliard și se servea... Deci mergea. Știi că publicitatea a început și PR-ul în momentul în care ăla era unul cu un carton în Boston, știi? Și a zis, sunt orb, dați-mi 30 de... Nu-i dădea nimeni, cenți. Și a venit unul și a schimbat, e primăvară afară și eu nu o pot vedea. Și a zis, ia tată, bă, nu, săracul, nu te ajută, dar ca idee... Vorba lui Gigi Dinică, eu am învățat, am inventat meseria asta de cercetător, nu de textier, de cercetător. Fiți profesioniști, ce dracu. Exact. Apropo de muscali, că mi-am asta, vezi, Cichina, stăteau la masă cu Colea Răutu. Și după așa s-a luat de Colea, ești un muscal, mă, ești un muscal, du-te dracu, n-ai tăiat tot. Ai tăiat tot, ca așa sunteți voi muscali. Ăla a rezistat, Colea Răutu, Dumnezeu să-l ierte, s-a ridicat, viatul ăla l-a lăsat capul, l-a umplut de sânge. Cine? Colea Răutu pe Gigi Dinică. Avea Colea Răutu având 80 ceva de ani. Gigi Dinică îi spunea tot timpul, tu ești un rus, mă, ești un muscal, voi aveți puța tăiată toți. Vă spun eu, v-a tăiat ouțele, măi, potolește-te, a zis că te-ai îmbătat, Gigi, te iubesc ca pe copilul meu, potolește, mă iubești pe dracu, ești un rus, nici nu știi să scrii în românești. Și ăla s-a ridicat, tu l-a dat capul farfurie. Direct l-a curentat, având 70-80 de ani. După aia... Păi pe Colea Răutu se vedea un pic de genă tărască și niște veni. Scurt, curent electric. Acum s-a împăcat la următoarea băută, ca să ne zicem beție, fiind treji, i-a zis, mă, Gigică, mă, băiatul meu, îmi pare rău, mă, că Gigică era un picoț așa. Și a vrut să-l pupe pe frunte, gest părintesc din ăsta așa, știi, mă, Gigică, băiatul meu cu tare. Și a zis, du-te, dracu, nu stau de vorbă cu tine, că bați bețivii. Am auzit și eu de curând o treabă și mulțumesc domnului Gianu, că el mi-a povestit-o. Eu evident că nu l-am cunoscut pe Gigi Nică, dar apare la localul de lângă Teatrul Național, care avea ceva nume de muză, mi se pare. Nu mai știu cum se chema restaurantul, Cassandra, mă rog, da. Unde patronul a avut ideea să-i lase actorii să mănânce mai aproape pe gratis, că îi făceau publicitate. Da. Gigi Nică avea masa lui și într-o seară, prin la sfârșitul anilor 90, vine ambasadorul Norvegiei să-și facă ziua de naștere cu toată suita. Acum patronul nu poate să-l dea afară pe Gigi Dinică, dar îl roagă pe domnul ăsta care mi-a povestit-o și care lucra pe acolo. Ai și tu grijă de nea Gigi să nu facă prostii. Da, strice la oamenii ăștia. Și aparent, asta o am aflat-o de la el, că nu știam, în momentul când consumația trecea de un anumit nivel, nea Gigi Dinică intra în lumea lui și mai din când în când îi venea pam, 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 pam și închidea. Ăsta a stat cu grijă de nea Gigi Dinică, nea Gigi Dinică a stat liniștit, calm, la un dat s-a ridicat să ducă la baie. Baia aparent avea un soi de comunicație cu interiorul, că fix atunci a intrat ambasadorul Norvegiei, s-a așezat la masă și din baia s-aude pam, 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 pam. Toate bune și frumoase, este nea Gigi Nică calm, merge până la masa ambasadorului Norvegiei și fix în dreptul mesei ambasadorului Norvegiei face pam, 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 piruietă și cade pe masă. Zboară masa, ăia rămân toți blonzi la 2 metri așa stând pe scaun, se întorc la patron, ia, se ridică tot și pleacă. Îi trimit banii pentru toată consumația care trebuia să fie în seara aia, mulțumim frumos, lăsați. Și evident, răspunsul nea Gigi Nică ridicată, nea Gigi, mai dai mă un pic. Da, se purta. Da. Legenda de asta au circulat și despre Evinescu, dar repet, eu n-am găsit o mărturie care să certifice faptul că ar fi exagerat cu băutura sau cu fumatul. Da, corect. Nu, omul s-a consumat și asta, revenim la Dumitrache Cosmănescu la frizer. Vreo 5 ani de zile, în ultima parte a vieții, Eminescu s-a tuns la el și el lasă o mărturie, Dumitrache Cosmănescu, despre cât de mult l-a șocat declinul fizic al lui Eminescu. Declinul fizic se produce primul acces de așa zisă boală, că e o întreagă istorie cu treaba asta, apare în 1883. În momentul arestării, da. Și de unde un tratament care se pare că n-a fost deloc potrivit, oricum eram în perioada când medicina experimenta chestii pe viu. Corect. L-a făcut să slăbească, adică asta, Cosmănescu lasă clar mărturia că îi stătea redingota sau, mă rog, sacou pe el și că era anteriu popesc, că slăbise foarte mult și atârna haina și se scofâlciseră obrajii și de acolo impresia de bătrân, că mustața stă într-un fel pe o față rubicondă și în alt fel pe o față care e subtă. Corect, corect. Și observă tot declinul ăsta fizic și la un moment dat Eminescu nu prea mai făcea bani nici din gazetărie, revenim, n-am spus că lucra în gazetărie, dar deja spune că a terminat-o. Ca Gigi Nețu, eu n-am spus-o, dar mă repet. Exact. Era cumva dezamăgit de viață și cumva nici poeziile lui nu îi se mai păreau frumoase și atunci le scria pe bilețele și le lăsa frizerului. Ia-o mata pasta. Și pasta și pasta. Aparent, nenea Cosmănescu și-a cucerit nevasta cu poeziile făcute de domnul Mihai. Că el așa, ia uite ce-i. Domnul Mihai. Stai să citesc un pic. Și zicea și cădea pe spate. Știi cu ăla când intră fără o mână în frizerie la Gogălnicianu, la Cooperativa Igiena? Și zice, să trăiți, ați mai fost pe la noi. Nu, zice, la Stalingrad am pierdut-o. Dar pe aia cu ăla care intră așa cu mâna într-un bar? Nu. Intră așa cu mâna într-un bar, se pune la masă, cere o vodcă, 2, 3 și la un dat barmanul zice... Șefule, du-te supărat, dar ce afecțiune e asta că... Vai, mi-au furat covorul! Era cu femeia care umbla cu sânul dezgolit și îl oprește polițistul. Și zice, nu cere scuze cu tare, zice, aveți un sân dezgolit. Să moară viața mea, l-am uitat pe la mic în taxi. Corect. Așa Eminescule, iartă-ne. Eu cred că i-a plăcut umorul, totuși. Da. Omul observă declinul ăsta fizic, tragedia face exact, iară revenim la ce ne place nouă, bombardamentele din 44. Omul stătea pe Berzei 92, casa care a fost distrusă de o bombă, inclusiv cu poeziile inedite ale lui Eminescu în 44. Americanii ăștia le-au făcut două monumente. La revedere. Omul s-a mutat în Vatra Luminoasă, că acolo merge jurnalistul ăsta după... Ginerisul, cred, dar Ginere care, la rândul lui, dacă nu încurc eu personajele, avea amintire copil când stătea la fostul Han Golescu de pe Șerban Vodă cu cortegiul funerar al lui Eminescu mergând spre Belu, că am spus în podcastul cu Belu că de la înmormântarea lui Eminescu avea una din primele imagini cu un car funerar mergând în cimitir. Și în felul ăsta... Desenată de... E un desen. Nu știu exact ce. E un desenaș al lui... Jichidi? Posibil. Da. Nici exact ăsta de care spui tu. Confirm. Că un grup de copii care erau în față sau în spate, nu știu ce, carul ăsta care se vede că era o zi ploioasă, eu n-am știut, de exemplu, că a lui corp a fost dus la Spitalul Brâncovenesc. N-am știut. A fost. Bine, era logic să fie dus undeva. Trebuia făcut autopsia și pe urmă mormântarea s-a făcut exact lângă lespedea de mormânt al lui Brâncoveanu la Gheorghe Nou. Doar că nu mai știu eu exact când au descoperit corpul lui Brâncoveanu, că posibil că nu se știa pe vremea aia că e Brâncoveanu. L-au descoperit și l-au așa undeva în 30 și ceva, deci nu, cu siguranță. Nu știam că, atunci... că încă... Păi e can de la aia lăsată de doamna Maria la mormânt, după care îmi scapă numele istoricului care l-a descoperit. Da, un cu P, un pe, nu Petrescu, pe... Mă rog, ceva. Bun. Și a zis, bă, aici e băiatul. Acolo i-au făcut slujba de prohodire și acolo Dimitrie Georgescu Chiriac, marele compozitor, fondatorul Societății Corale Carmen, mi se pare că poezia Mai am un singur dor o pune pe versuri. Da. Se pare că a fost un plâns general. Deci în momentul când s-a apucat ăsta să cânte versurile lui Eminescu și oricum, București are niște momente din astea, eu le mai spun în turul de la Belu, în memoria vie a majorității trebuie să rămână înmormântarea lui Corneliu Coposu. Corneliu Coposu l-a înjurat de, mă rog, de toți. În 90 că vinde Țara străinilor și sunt rămase imagine de la mormântarea lui din 95 când lumea plânge sincer, dar o leacă târziu. Adică noi tot timpul confirmăm unii și cu lacrimi de crocodil. Post-mortem. Unii sincer, marea majoritate sinceră și unii cu lacrimi de crocodil. Cu lacrimi de bucurie probabil că am scăpat. Mascate în... Da. Așa. Cazul pe care îl dau eu și merit și pentru... Trebuie să spun chestia asta, că nu am făcut eu din capul meu listele astea pe aici. Domnul Emanuel Bădescu, care are, nu știu, vreo 50 de ani la activ în Biblioteca Academiei și pe la Arhivele Naționale, este cel care are două articole publicate, se găsesc și pe online, cu traseul lui Eminescu prin București. Și consemnează pas cu pas toate locurile pe unde a trecut Eminescu. Tu n-ai face un din ăsta în București, dacă ai fi? Un tur? Un tur? Ba bineînțeles că l-aș face. Și chiar cred că o să-l fac acum că tot mi-ați aruncat provocarea asta și am... Nicule, un tur ghidat, ok, nu la toate astea, dar deși merge și la toate din astea. Eu sunt convins că și domnul Sorin Constantinescu ar primi cu bucurie ideea asta. Un tur ghidat. Domnule, aici a venit prima dată, de aici a început și alegem 10 locații, fiecare cu o veste ei, pe unde a trecut Eminescu. Uite, dacă mă provoci, promisiunea e în felul următor. Termin Cismigiu, că la asta lucrez acum, Cismigiurile și împrejurimile, și facem tur Eminescu prin București. Ai văzut? Cum îi dai omului de muncă? Cu ocazia asta... Da, și ceva frumos. Eu abia aștept să mi se dea de muncă. Da. Eu sunt exact ca Talibanul, știi, nu? Jurnalul lui Taliban, ziua 1, mă plictisesc. Ziua 2, intrat câine vecin la mine în curte, omorât câine vecin. 3, venit vecin, omorât vecin. 4, venit familie vecin. 5, venit tot satul ăla. Ziua 7, ieri mă plictisesc. Așa și la mine. Da. Bun, mai tragem aer, mai vedem pe unde am ajuns. Recomandarea este asta. Cine vrea să citească mai mult despre traseul lui Eminescu prin București, sunt articolele domnului Emanuel Bădescu pe internet. Știu că s-au publicat o serie de volume care sunt subsumate toate articolele lui despre București și tot el este cel care consemnează probabil cea mai mare mormântare sau mormântarea cu cea mai mare audiență pe care a cunoscut-o vreodată Bucureștiul, cea Rosetti. Cea Rosetti și cu Eminescu au o treabă comună, deși Eminescu îi spunea Pocitania. Obiectiv vorbind, nu era cea mai estetică față aia lui Rosetti. Da. Și Eminescu, pe aparent, spune, da, ochii aia de broscoi mă tot urmăreau pe mine. Rosetti e băiatul căsătorit cu doamna Grant, cu Mary Grant, care e România pitorească și România revoluționară reală între ei doi. Cu limba, când îl sărută și dă... Rosetti recunoaște că ea m-a învățat iubirea și Brătianu m-a învățat, nu mai știu exact ce, politică sau ceva de genul ăsta. Știi că am mai zis-o, ea îi dă cu limba când îl sărută biletul că vezi că te eliberăm la Oravița. Da. Ea este, nu? Tu mi-ai spus asta. Ea era sora lui Grant, care a dat podul. Exact. Effington Grant, consulul britanic în țările române, dar de origine scoțiană. De unde și Rică Răducanu zice, bă, ăștia știu că stau sub Grant când joacă cu Anglia. Știi că am făcut 0-0 sau un rezultat de egalitate. Și să moară mama, tăticule, ăștia știu că stau sub Grant. Băi, Rică, hai mă, lasă, n-ai că să știe. Toată ziua zic, Grant de portiere. De unde dracu știe, mă, că stau sub Grant? Bă, ce tăticule, Grant de portiere. Bă, să mori, ăștia știu că stau sub Grant și atunci știau. A fost și nenarică. Bine, încă e. Personaj a zis... Mă crezi că eu... Mergi să jucăm în Mozambic sau nu știu unde și a zis, cum bă să nu știu unde e Mozambicul? Băi, Rică, nu știm unde e. Cum bă iau Atlanticul ăla și imediat ne uităm în el și vedem unde jucăm? la Atlas, știi? Și aia faimoasă pe care o știe toată lumea, dar merită spusă că Neangelo Nicol pleacă la campionatul mondial din Mexic, o știi, din 70, și a zis trebuie să scrieți o scrisoare. Ai fi surprins dacă spun nu? Da, trebuie să scrieți o scrisoare acasă. Și aia scriu toți ca să o punem să ajungă, că făcea 3 săptămâni până în România. Bun, perfect. Și a zis, cine n-a scris-o? Și Rică zice eu. Rică, tu tot timpul ești în urmă, ești defazat, du-te imediat și scrie-o. Și îi zice lui Mircea Lucescu, care stătea în cameră, dă-mă și mie poate să o copii. Să o copiez și eu. Lasă-mă, n-ai, stau acum să compun eu cu tare. Și aia, și când ajunge acasă la mama lui Rică Răducanu, așa era scrisoarea. Stau în cameră cu Rică, e un băiat de gașcă, că el copiase tot de la Mircea Lucescu și l-a mai schimbat. Că stau, știi? Și el a scris, dragă mamă, stau în cameră cu Rică. Ușor schizofrenic, da, asta e este. Un băiat de gașcă, Rică, nu bea, nu fumează. Eram schizofrenic, dar ne-am vindecat. Da. Bun, am rămas exact la perioada când se crede că și la Eminescu se manifestă boala asta psihică și acum hai să o zicem așa întâi, adică să continuăm povestea frizerului, dar și cu un scurt excurs ce au constatat cercetătorii ulterior. Diagnosticul arhicunoscut la Eminescu ar fi de sifilis sau neurosifilis, mă pricep suficient de puțin la medicină cât sigur să o dau în bară cu terminologia, dar ideea de bază ar fi fost asta, de sute de ani minunatul tratament pentru sifilis era mercurul. Ceea ce în orice postură ai fi este o chestie pe care nu ți-ai dori-o să se întâmple, pentru că după cum s-a aflat mai târziu un pic, mercurul este o lacă și o trăvitor. Inclusiv pentru sistemul neuronal, de se pare că pe Eminescu nu presupusa boală, ci însăși tratamentul l-ar fi îmbolnăvit. Bine, la asta adăugându-se într-adevăr surmenajul pe care l-a adus o viață trăită anapoda clar. Și o perpetuă căutare de surse de venit. Da, tot cumulul ăsta, unii au spus că ar fi fost vorba de fapt de tulburare bipolară. Acum, foarte greu de spus exact ce. Cert este că în ultimele luni de viață a fost aproape permanent sedat, permanent în delir. Frizerul Cosmănescu observă că Eminescu nu mai vine la frizerie de o vreme, nu știe exact despre ce-i vorba și aparent cel care îi dă informații este chiar Nicu Filipescu, primarul Bucureștilor, ăla de la care rămâne fântâna la Hovari, la Națiunile Unite, că e unde l-a ucis pe George la Hovari. La Hovari în duel, în față la Piața Operetei. Piața Operetei, fosta Piața Senatului. Știi că Dâmbovița a fost acoperită acolo? Multă vreme Dâmbovița a fost acoperită. Dâmbovița e descoperită acum, însemnând în anii... Bine, cred că s-a descoperit mai de mult Dâmbovița. Când a căzut Vlad Necat în ea. Printre altele. În apa cea mare a Dâmbovicei. Dâmbovița de acolo, de la fântânița la Hovari, monumentul lui la Hovari, pornind înspre Tribunalul Mare, acolo nu mai exista Dâmbovița, acolo era turnat o placă uriașă de ciment pe care mergeau tramvaele. Dâmbovița nu se mai vedea. Deci tu nu mai vedeai de la pod, de acolo, de la podul ăla, în dreapta, acum stăm noi așa, ai Calea Victoriei în spate, în dreapta, venind înspre izvor, vedeai, intra acolo, acoperit tot platformă de beton, toată Piața Unirii și ieșea tocmai mai departe de Magazinul Unirii. Acolo era rigolă făcut așa, pe mijloc și de asta de tramvai. Tramvaiul a mers peste Dâmbovița multă vreme. Este o construcție făcută în perioada interbelică pe niște piloni extrem de interesantă. Dâmbovița curgea în continuare casetată pe jos și deasupra acolo e strada Sfinții Apostoli care trecea printre unde se termină Tribunalul Mare și Domnița Bălașa. Aia urca sus, tocmai cartierul Uranus. Deci, acolo era un pod foarte mare. Deci închipeți că unde se termină tribunalul... Păi nu-i podul Calicilor? Da, dar aici mult mai încoace, știi? Și urca până sus de tot. Și după aia s-a blocat, că s-a făcut victoria socialismului. M-ai făcut curios, trebuie să investighez chestia asta. Dar am ținut te-am auzit într-un podcast până în chestia asta de Vlad Necatu și am tot ținut te-am contrazis, dar vorbeam singur în casă. Acum apuc să spun și în față. Majoritatea teoriilor istorice spun că n-ar fi murit în Necat de beat ce era, ci ar fi fost răpit de niște tătari, că expresia a lua cu arcanul se referă de la tătari vine. Era o formă de la sou, dar nu la sou cu funii, era un băț cu o împletitură. Un laț așa, Tătarii l-ar fi răpit că ei cu asta, principala resursă economică a hanatului Crimei a fost comerțul cu sclavi din totdeauna, l-ar fi răpit și la un moment dat un tătar mai neîndemânatic l-a târât cam mult până apă. Și așa s-ar fi îndecat. Asta o dați voi ăștia care sunteți cu istoria ca să dăm bine. Mai ales eu care sunt cu tătarii. Da, să dăm bine în poze. Și să dăm în tătari care nu mai au... O lăsăm așa, că e în casă, a necat tot cu cal. La Necaș pe cal. Din cauza calului mai degrabă. Incredibil cum îl cosmetizați. Nu? Adevărul e că dacă te uiți la mine am tricou cu suporter Vlad Necatul. www.vladnecatul.ro. Exact. Revenind la... Da, iertați-ne. Da. Stai puțin. De unde am revenit? La sifilis și la faptul că... Bă, asta se pare mai probabil ar fi fost tulburare bipolară. Indiferent ce ar fi avut asta, în ultimele luni de viață era clar că nu mai era el însuși. Dumitrache Cosmănescu află treaba asta, se urcă frumos în birje și merge la sanatoriu de pe strada Plantelor numărul 9. Îl păstram pentru mai târziu, dar acum tot am spus vorba, imaginea 20. Trebuie menționat faptul că nu ăsta este sanatoriu, asta este clădirea care s-a ridicat în locul. În 20, par, sau nu știu, că în 1920 asta e făcută. Singura mențiune pe care am găsit-o despre o demolare este legată de fântâna care s-ar fi aflat în fața ăstuia, care e demolată în 41. Fântână pe care doctorul Alexandru Suțu, că tot timpul pun nenorocitul ăla de ș, a acoperit-o cu un soi de ghizd de marmură, că mai mulți nebuni încercaseră să sinucidă sărind în ea. Da. Și aia căzut în 41. Când s-o fi demolat în 20, clădirea, am înțeles. Asta este faimoasa placă cu 16 iunie. Asta este. Păi avem un plan mai apropiat, 21. Din câte știu și eu, da, este trecută data greșit, că da, dacă tot le punem greșit, măcar să le și scriem greșit ca să fim în ton. Da. Asta e. Da, 16 iunie. Merge cu birja la sanatoriu și găsește în curtea sanatoriului un omuleț în halat albastru, așa descrie el, pe care în primă fază nu-l mai recunoaște. Abia... După câteva clipe se prinde că omul ăla care era netuns, avea mustața netăiată și sub mustață pe buza de sus avea o rană care supura puroi. Așa, și care ulterior când îi umblă găsește răni încă necicatrizate pe la tâmple. Deci ori urme de violență, Dumnezeu știe. Poenarul sau cum îl chema pe ăla? Coincidență foarte nefastă de nume, că aparent pe nebunul ăla îl chema Petrache Poenarul, dar nu se confunda cu marele. Săracul și pe... O luăm, ne ducem prea... Ajunge și la Petrache Poenaru, că săracul și ăla a murit o leacă nebun. Dar din alte motive. Îl găsește așa și strângând frunze de lipan. Niște frunze din astea mai late, pentru că se plângea că ăștia nici hârtie de scris nu-mi dau, dar noroc că mi-am găsit eu. Ma. Adică... Uitați-vă cum arată cuțeava asta de gaze. E de vis cu totul. Bine, nu mai contează cum arată, că asta nu mai e clădirea în sine. Da, da. Și omul încearcă să-l tundă și constată că nu-l recunoaște Eminescu, probabil fiind puternic sedat în momentul ăla. Doctorul Suțu a primit o sumă frumușică până subscripție publică să-l facă bine pe marele poet, dar aparent mai mult a stricat. Să nu condamnăm fără să... Aia că el cânta Aida și că le-a dat cu cărămida e verificată? Potrivit mărturiei, sau ce cânta? Potrivit mărturiei frizerului, numai un pic să descriu că este emoționantă scena. Încearcă să-l tundă și spune, nu, ce vrei, că nu vezi că am rană pe buza de sus, vrei să mă tai cu briciu, să... așa, și la un moment dat se pare că intră o femeie în curtea azilului și Eminescu se uite, ce bălăuca, a venit, știam eu că vine să mă ia de aici, repede aranjează-mă. Și atunci îl lasă să-l săpunească, ăsta îl ia cu mare grijă. Îl perdăfuiește. Aparent la păr nu-l lasă. Zice, nu mai lasă-mă, vreau să plec. Și în momentul când se despart, unul o ia spre poarta, altul o ia spre clădirea azilului, primul care e lovit este frizerul. Deci, potrivit mărturiei frizerului, este așa o piatră în ceafă, care nu-l pune jos, dar pe urmă îl țintuiește la pat câteva zile, că aparent a dislocat o vertebră. Și după ce și-a piatra asta în ceafă la câteva momente, aude un geamăt și un bufnet, pentru că Eminescu își luase într-adevăr o bucată de cărămidă în cap, care l-a pus jos, a venit cu o asistentă și l-a ridicat, gâlgâia sângele din rană, să vedea că e grav și curgea și sânge pe nas. Din păcate asta, frizerul nu mai apucă ultimele zile pentru că... ajunge la spital sau ajunge la spital, zace, da? Și pe patul unde zăcea află de moartea poetului. Asta este mărturia pe care ne-o păstrează Tudor Ștefănescu până astăzi. Adică prin intermediul a două generații, asta este ceea ce spune Dumitru Cosmănescu, repet, de la care am fi avut și niște opere inedite ale lui Eminescu, dacă nu picau niște bombe, despre cum s-ar fi desfășurat moartea lui Eminescu. Este mărturia cea mai apropiată pe care am găsit-o eu legat de toată treaba asta. Toate chestiile cu complotul iudeo-masonic și cu tare, nu știu cât adevăr bagă să poartă. Certitudinea este că, acum să venim un pic la cariera profesională. Am făcut un pleonasm. La cariera lui Eminescu. Asta a fost principalul mijloc de subzistență a lui în perioada șederii la București. A lucrat pentru oficiosul Partidului Conservator. Cât de departe vrei să luăm chestia asta? Coboară negura timpului. Am înțeles. Păi, în perioada lui Carol I, la noi există principii rotative guvernamentale, pentru că pe scena politică există două forțe care se luptă între ele. Partidul Liberal, înființat prin coaliția de la Mazar Pașa, și Partidul Conservator, înființat puțin mai târziu. Fiecare dintre partidele astea era câte un oficios. La Partidul Conservator era timpul. Timpul, care la un moment dat fuzionează, după o fuziune politică devine Ziarul România, și în anul morții lui Eminescu revine la numele de Timpul, ca în 1900 să devină Conservatorul. Mă rog, asta bref. Eminescu este angajat prin influența lui Maiorescu, care contam toată treaba asta. Ceea ce, în schimb, e foarte urât în toată chestiunea este că, deși proprietarii, mă rog, acționarii ziarului erau toți marmoșieri și posesorii normal averi, nu numai că salariile erau de mizerie. Acum nu știu eu exact să estimez ce însemna 1200 de lei la vremea respectivă. Probabil că pe an, din câte am înțeles eu, sunt în memoriile lui Slavici. Spune la un moment dat că eu din 1200 de lei abia am reușit să scot 370 de lei. Și Slavici era bărățean și mult mai chivernisit ca Eminescu, adică e clar că și cu o altă insistență. Dar cert este că asta, salariile se plăteau prost, dar rar. Și Eminescu lucrează o perioadă îndelungată acolo. Putem să dăm... Sunt două locuri care consemnează. Ziarul ăsta schimbă redacția. Da. Și trece întâi de pe Lipscan numărul 19 și aici avem imaginea numărul 15. Se păstrează aproape de colțul Lipscan cu Calea Victoriei, lângă Palatul Societății de Asigurări Dacia, plăcuța asta comemorativă. Am vrut să merg acolo, e închis tot și blocat tot, că la etajul 1 zice se calculat. Și eu aș fi vrut să intru. Și jos este o gogoșerie, e un fum puternic care răzbate... Scovergărie. Scovergărie, iertă-cine. Ceea ce totuși se aprecia că ne-am românizat o leacă. Da, e închis tot. Am înțeles și de ce, pentru că este o clădire cu risc seismic ridicat. Și nu vrea nimeni să-și asume asta, să facem noi să urcăm acolo și să... urcăm pe scări, să coborâm cu etajul. Scări de lemn, structură de lemn. Mai complicat. Și așa mai departe. Adică cred că mai ai ce să mai refaci din ea. În condițiile date. Adică tu trebuie demolat tot acolo. E foarte greu să intri cu utilaje, e complicat rău. Cine ar bloca... N-am cunoștințele de specialitate. Nu, dar cine ar bloca o cale, cum e Calea Victoriei, ca să... E greu. Da, eu totuși știu că unde există voință... Asta e altceva. Se poate. Da. Doar că la noi, mă rog... și imaginea 16, bun, de pe Lipscan se mută, dar foarte puțin din pe Academiei, unde nu există, din câte am văzut eu, nicio plăcuță, și după aceea se mută pe Covaci la numărul 14, iarăși perfect, bravo, așa, unde funcționează între 1880 și 1881. Ceea ce putem să știm sigur este că în publicistica lui Eminescu dă ca surd un clopot și în unguri și în evrei. Și în ruși. Dar să zicem că rușii au fost un pic lăsați deoparte în toată treaba asta. În schimb, împotriva evreilor și a ungurilor se pronunță vehement, adică este un naționalist în sensul vechi al cuvântului. Eu acum nu intru în niciun fel de polemică, nu susțin, nu infirm. Vorba unui coleg de-al meu care s-a încurcat, noi am venit aici să consimțim. Nu, drag, am venit să consemnăm. Consimțim? Consimte tu dacă vrei, că eu nu. Așa. Da, e clar că asta a fost polemica lui. Asta le arată mai bine, mai omenește așa. Nu știu al cui este meritul, dar într-adevăr e mai limpede puțin. Asta se găsește pe strada Covaci, adică urci de la Hanul Lumanoc, faci stânga pe la Cafeneaua Antică și găsești imediat placheta asta. E încastrată pe fațada unui mega imaj. Ok. E în regulă. Bun, în perioada asta Eminescu publică o întreagă serie de articole în care lovește și în evrei și în unguri, ceea ce deranjează mai ales Austro-Ungaria, și din păcate la vremea aia noi ne cam găseam într-o alianță în pactul tripartit cu Austro-Ungaria și cu Imperiul German, ceea ce evident că cam deranja și cacofonia este voită. Așa că... Revenind la paranteza de la paranteză, cea mai mare mormântare pe care o are Bucureștiul în istoria lui este aceea lui Cea Rosetti. Când a murit Cea Rosetti, Lucia Rosetti, înainte să moară în 84, parcă, îi pun foc la casă și la tipografie, pe strada Cea Rosetti, și îl silesc să se mute pe Dorobanți. Chestia asta am și postat-o, mi-a plăcut atât de mult textul lui Bădescu, două fraze. După ce se întâmplă dezastrul ăsta și omul rămâne fără mijloacele de subzistență, Parlamentul încearcă să-i voteze o pensie pe care ăsta o respinge indignat. Comentariul autorului. Atitudine de boier, nu de mârlan. Spunând că eu am făcut politică pentru statul român, nu pentru buzunarele mele. Altul ar fi acceptat. Și moare sărac. La moartea lui Lucia Rosetti se estimează că București avea în jur de 300.000 de locuitori. 100.000 de locuitori au fost în stradă. O treime din populație. Deci chestia asta mie mi se pare copleșitoare. Cred că doar la Maria Tănase a mai fost. Posibil. Că se estimează vreo 500 de mii. Da, tine știu prima mormântare televizată din istoria României. Da. La Eminescu eu n-am întâlnit cifre. Sunt convins că au fost mulți și acolo. Da. Cu țigănușul în frunte care ținea crucea, pe care scria Mihai Eminovici, parcă. Eminovici, da. Bun. Exact ce a făcut cea Rosetti, că de-aia i s-a pus foc la casă, se pare, greșeala de unul din ultimele discursuri ale lui în Parlament, când îi numește pe Carol și pe Elisabeta regei tuturor românilor. Hopa! Păi stai puțin, bă băiat, că românii ieși în Transilvania, ieși în Bucovina, vezi că deranjezi lume. Și pentru că asta putea să ajungă să fie casus belli la un moment dat, motiv de război. Corect. Într-un oficios mai ales. Vreun imperiu vecin spunea, băi, nu vă țineți statul în frâu, dreptul, nu vă țineți. Cine se ia care scriu asta? Drept urmare, noi invadăm să menținem ordinea. Așa, da. Să menține ordinea. Treaba asta a deranjat puternic și aici fac legătura și cu Eminescu, care la fel pun publicistica lui, deranja anumite voci. Petre Pecarp, aici recunosc că sunt subiectiv. Eu am o mare simpatie față de el ca un om foarte consecvent propriilor principii. Adică la Carp ideea a fost sfântă pe tot parcursul vieții. M-a contrariat și pe mine scrisoarea pe care a trimis-o lui Maiorescu în ultima perioadă înainte să-l aresteze pe Eminescu: potoliți-l pe Eminescu. Cea mai simplă justificare pe care o găsesc era în realismul politic al lui Carp, realist politic care s-a dovedit greșit până la urmă. Celebra expresia lui Petre P. Carp, aflat în tren, în drum spre nu știu unde, când afla ambasadorul rus, sau mă rog, un rus, un demnitar rus, că se află Carp în așa, și vreau să-l cunosc eu pe celebrul germanofil Carp. La care Carp îi spune foarte sec că, domnule, eu nu sunt germanofil, eu sunt rusofob. E o diferență. O mică diferență. Adică nu am simpatie de, am frică de altcine. Era, nu urăsc, dar am frică. Nu era nici măcar ură. Era realist politic. Adică voi sunteți principala amenințare la adresa existenței noastre naționale și era o treabă cinstită. Acum, faptul că Eminescu dădea în statele, în puterile centrale cu care noi eram aliați, tocmai ca să ne păzim de Rusia, nu dădea bine, clar. Deranja niște interese politice care totuși au fost valabile o perioadă. Adică Ion Brătianu, care nu era nici pe departe vreun idealist, îi spune lui Carp, Carp este cel care perfectează cumva alianța noastră cu puterile centrale, mă rog, cu pactul tripartit la vremea aia, că era și Italia în toată treaba asta. Ai câștigat pacea României, ai dobândit dezvoltarea României, că prin Carp s-a obținut aia 35 de ani de liniște între războiul de independență și primul război mondial, care au asigurat dezvoltarea României. Eu așa am reușit să-mi explic, repet, simpatizându-l profund pe Carp, de ce Carp cere potoliți-l pe Eminescu. Nu spune omorâți-l pe Eminescu sau... Da, faceți ceva. Da, faceți-l să înțeleagă că nu dă unde trebuie, împușcă răcanii, trage prost. Da, cam despre asta a fost vorba și de aici se explică cumva teoriile, inclusiv domnul Emanuel Bădescu, am văzut că susține chestia asta, că la un moment dat un agent austro-ungar să ține ață după Eminescu. Ce-o fi fost, ce nu o fi fost, e foarte greu de spus și personal eu mă cam feresc de teoriile constipației, că nu mă pasionează. Cert e că putem să conchidem destul de ușor, din punct de vedere logic, că o viață trăită ca a lui Eminescu poate să ducă la un sfârșit prematur și fără ajutor din afară. Da, fără să te ajute nimeni. Exact. Și asta este mărturia lui Dumitrache Cosmănescu. Și acum, revenind, că l-am lăsat pe Eminescu undeva în Mahalaua Nicolae Tabacu, unde se cazează după ce pleacă de lângă Biserica Amzei și după aia ajunge în momentul în care probabil că ar fi avut cea mai bună șansă să-și schimbe cumva parcursul. Cum spuneam mai la început, principalii doi prieteni ai lui Eminescu în București au fost Caragiale și Slavici. Ceea ce mie îmi place la chestia asta este că este uniunea provinciilor românești în trei mari literați. Ai un bănățean, un moldovean și un valah. Corect. Care își împărtășesc și ai prozator, poet și dramaturg. Adică... Mai bine de atât, e Sfânta Treime. La un moment dat, alinierea astrelor e luată literalmente. Nu se întâmplă doar așa, la metaforic. Bun. Slavici, la rândul lui chiriaș, dar, repet, bănățean, tip mult mai chivernisit, așa mai așezat la casa lui, să-l și vedem, că de la Slavici se păstrează poză, la imaginea 12. Bine, este slavici în ultima perioadă a vieții. Da, așa dacă am pune, nu mă pricep deloc la editare, dacă am pune în paralel chipul lui Slavici cu al lui Eminescu, cred că oricine s-ar pricepe minimal la fiziognomie, ar observa niște diferențe fundamentale. Adică la Slavici se vede și din operă. Da. O gândire mult mai așezată, un temperament. Practic exact ce-i trebuia lui Eminescu, că pe Slavici dintre toți îl respectă cel mai tare și cumva îl și ascultă când Slavici îi spune, mă băiatule, las-o mai moale, hai înțelege-te cu tare. E, în schimb, cu cine nu se înțelege deloc este cu prima doamnă Slavici. Cu Ecaterina sau cum o cheamă? Sau care, prima sau... doamnă Slavici este ceva unguroasă. Ecaterina e a doua. Cu aia se înțelege, aia săraca plânge în momentul când se sizează niște urme de... Dar nu aia a zis că s-a dat la mine în dimineața atunci? Eu din câte am citit e prima, că prima la un moment dat îi pune, ia de la sine putere cu Dumnezeu ce știe ce autorie. Slavici divorțează de prima nevastă în 1885. Deci atunci în 83 ar fi trebuit. În 83. Când e cu prima atunci, nevastă, da, aia zice prima nevastă care îi aparent de la sine putere îi pune diagnosticul ăsta de neurosifilis, de nebunie. Asta ar trebui să știi tu mai bine. Când e săltat de la Băile Mitrașevski, este mărturia comandantului de poliție. Niculescu. Care îl saltă și care spune că... Pe genunchi o scrie. Care spune că ăsta se comportă ca un om normal, nu ca un om nebun, că e un om pur și simplu speriat. Da. Că îi stropește pur și simplu cu apă pe aia care voiau să-l salte din baie. Adică niciun caz... Pe baza unui scenariu făcut de... Titu Maiorescu, zice, se repetăm acum. Adică dimineață, el stătea la Slavici. Dimineață se spune că s-a dat la mine, exact așa este, că nu mă mai înțeleg cu domnul Eminovici care să dă la mine. Am înțeles că e cam urâțică, adică nu prea avea să dea la, dar mă rog, nu contează asta. N-am găsit nicio poză cu ea. Așa zice, că n-ar fi fost o... Bun, după care el se duce deasupra la Casa Capșa, unde era legația americană și unde știa că are un băiat care îl va susține, care era ambasadorul de atunci, așa numit ambasador, și îi spune, bă, vezi că ăștia vor să mă arestuiască. Coboară la Casa Capșa unde scoate pistolul și are cerebla replică, azi trebuie să ucid un rege. Corect. Da? Ăia, gata mă, e nebun, clar, s-a dat la aia. Amenință că ne o împușcă pe toți, pe Venturiano. Da? Vrea să-l împuște și atunci îi spun, băi, uite care treaba, ca să te liniștești, ia-o încet, că așa, hai la o baie, că atunci. Și mergem la baia Mitrașevski, că uite, acolo, numai coborâm pe apostol și ajungem acolo. Bine că ne-au recomandat o clismă. Da, exact. Întâi îl trimiteau la societatea asta, du-te acolo și el ce că s-ar fi prins, a zis, păi acolo sunteți voi. Până. El exact cum spuneai și tu, probabil că simțind așa, bă, ăștia vor să-mi facă ceva. Nu știm dacă să-l aresteze, să-l arestuiască, da, simțea că e ceva neregulă. Și aia de ce ar fi zis acolo la baie? Baia de liniște pentru el, dar bă, fiind dezbrăcat, el nu poate să aibă nimic la el, că nebunul are un pistol. Da, când e în fundulețul gol, acum na, le legăm noi și facem scenariu de film. Dar cert e că în momentul în care intră acolo, ce este ciudat e că veniseră băieții cu cămașă de forță. Aici e treaba. Da. Deci el la 33 de ani avea direct ștampila pe el, domnule, că e alienat. Spune chestia asta că s-a vrut fabricarea scenariului, că el e nebun. Și cumva că toți au conchis. Și ăla când l-a luat... Și Maiorescu cumva s-a închis ochii. Da, exact. Fie. Luați-l. Pentru că primise de la Carbă, găsiți ceva. Da. Omul a scos pistolul, a încercat să se dea la doamna care era în gazdă, e nebun, mă. Greu de spus dacă încerca să se dea sau ba, pentru că omul era un visător. Da. Adică ajungem imediat. Și ea zice că în jurul orei 5:30 dimineața, bă, las-o naibii. Păi diagnosticul de nebunie e pus la 6 dimineața. Deci exact după prezumtivul atentat la pudoarea doamnei. Corect. Greu de spus. Ajungem imediat la cum era Eminescu amoros. Să dăm și unde a locuit. Erau, repet, Slavici era chiriaș în casele astea. Da. Casele astea se chemau Gălășescu. Nu mai există astăzi, dar s-ar păstra o plăcuță, aparent și asta e pusă greșit, ce să vezi, la imaginea 16. Că l-au trimis pe unul și a zis, mă, schimbă toate datele la Eminescu. Pune în loc de 15-16, pune în loc de 80-79, cum vrei tu. 16. Imaginea, pardon, 14. Eu am indicat greșit. Vedem în cadrul străzii, asta este strada Piața Amzei, în față este celebra șaurmărie La Băiatul, așa. Dar dacă ne uităm în dreapta, mergând pe linia grafitiului, se vede un colț de plachetă, să dăm și placheta care este la 13, care indică locul unde aparent l-ar fi găzduit Ioan Slavici pe Eminescu și care... Deci aici s-a dat la nevasta și... despre care majoritatea istoricilor spun că nu este iarăși identificat corect, că nu se găsea acolo. Așa zisul loc în care se presupune că Slavici l-a găzduit pe Mihai Minescu undeva în Piața Amzei. Aparent locul e un pic mai acotel la dreapta, este un local acum, din câte știu eu acolo, ceva cu o firmă cu o ancoră, cu ceva marinăresc, probabil să servește pește, n-am avut plăcerea, dar bă, locul ăla se presupune că erau casele Gălășescu, unde Slavici îl găzduiește pe Minescu o perioadă mai îndelungată, încearcă cumva să-l aducă pe un program mai omenesc. A stat de 2 ore Minescu acolo, adică după arestarea lui, trimis la sanatoriu până Austro-Ungaria pe undeva, notasem și numele că n-am reușit să-l rețin așa după Ober, nu știu cum, o să-l găsesc la un moment dat. După aceea, expediat de Maiorescu, aici se vede că Maiorescu totuși a vrut binele. Se întoarce în București, lumea încă este tensionată legat de ce scrisese el și Maiorescu îl expediază repejor la Iași. La un moment dat îl trimit și până Gorj, la o moșie, tot așa să stea să se refacă, adică încearcă cumva să-l țină la distanță, da. Dar în ultima perioadă revine tot în casele lui Slavici, când Slavici divorțează de prima nevastă aia cu toată istoria nefastă și se căsătorește cu Ecaterina. Ecaterina sau Catinca? Păi cred că de acolo vine. Ecaterina, diferite. Da? Da, da, da. Știu de Ecaterina, dar mă rog. Să ne ierte cine ne ascultă dacă nu nimerim. Da, dacă nu potrivim. Bine, unul dintre noi clar a zis corect. Acum depinde care. Așa. Revine în aceleași case și mai locuiește o perioadă și se pare că a doua soție, spre deosebire de prima, plânge la propriu când observă la Eminescu ceva. Dar e foarte interesant de observat, de gândit ce observă. Ea observă surmenaj sau observă boală la propriu, că e o diferență. Da. Dar revenind la de ce s-ar fi putut da la prima nevasta lui Slavici, Eminescu era în mare parte un idealist, mult mai mult decât era un player, cum s-ar spune astăzi. Pornim cumva iară din dărăt o leacă, pe lângă Veronica Micle, acolo nu intru în detalii că discuția este imensă. Omul a fost mai mult îndrăgostit platonic decât a fost în fapt fizic. Creangă era omul pragmaticului între ei doi, că de asta se păstrează și niște povești. Bine, și de la Eminescu există niște poezii, că la un moment dat omul s-a dat mai în fapt, dar se pare că în viața reală nu era totuși atât de în concret pe cât ne-am gândit noi. Una din dragostele lui pe lângă Veronica Mică este cumnata lui Titu Maiorescu. Mite. Imaginea 8, Mite Cremniț. Da. În casa bărbatului, bine, da, o frumusețe răpitoare, evident că este o fotografie totuși de mai târziu o leacă. Da, bine, a circulat, l-am dat pe mediul online, imaginea aia unei prințese persane care nu... Da, cu mustăcioară. Despre care nu prea te prins că este femeie, nu că altceva. Da. Și care a avut pețitori mulți. Și s-au și sinucis câțiva din cauza ei. Adică... Păi normal că o vedeau noaptea când se ducea să bea apă. Nu, nu, știi care e problema? Cum evoluează standardele de frumusețe? Adică... La Sonaibic avea mustața mai mare decât noi. Serios, dar pe Venus din Willendorf tu ai văzut vreodată? Nu. Da? Este statueta aia de o femeie, bă, cât treci. Uite-te puțin aici cum să fi topit. Adică aia e de 3 ori femeie la propriu. Mai uite-te puțin la doamna Mite, avea și denumire de prăjitură. Repetăm, este imagine la Senectute. Vreo 30 de ani dincolo de dumneai. Nu e Aglaia Tulea din Enigma Otiliei? Uite-te puțin, exact. Acum că ai adus vorba... Hai mă, ce ne-am, cum să fii fier pe... Bine, dar doamna Mite, poți să spun o vorbă de la teologie? Te rog. Voi n-aveți fete în facultate? Răspunsul unui tip, ghiciți voi originea regiunii. Avem, dar decât știu la ele, mai bine știu pereți. Vezi? Dar chiar există fete la teologie? La facultate, da. Și ce devin ele? În principiu, profesoare de religie. Și neprincipiu? Acum, asta este o răutate absolută și vreau să se înțeleagă că nu este reală. Dar există și gluma că un preot avea 2 fete. Una era frumoasă, una era la teologie. Și în neprincipiu, adică dacă nu este profesoară de teologie, ce opțiune are teologia, de religie? În măsura în care facultatea chiar mai contează pentru profesia pe care o urmezi după, că în ultima perioadă nu se mai respectă asta, cam pentru asta te pregătește. Există secția de asistență socială, care te pregătește să fii asistent social. Există secția de artă sacră, unde pot să meargă fete și să devină pictorițe, pentru că nu scrie nicăieri că trebuie să fie bărbat. Pictoriță care... de biserică. Da, aici misoginismul a făcut o mică pauză și a zis, de pictat aveți voie, puteți să faceți. Adică este o diferență mare între pictura normală și pictura de biserică, nu? Este diferența dată de regulamentul. Se cheamă erminie. Treaba care... Erminia este manualul de reguli, Dionisie din Furna este primul care reglementează. Erminia are anumite reguli, e o anumită coloristică, da, un anumit șablon pe care trebuie să-l urmezi. Este vorba de pictura bizantină. Pictura bizantină pe care o întâlnim noi în majoritatea bisericilor. Se rupe curentul ăsta odată cu Tatarescu la noi, da, în țară, care aduce pictura neoclasică de factură renascentistă din Italia și pictează biserici în care vedem sfinții cu fețe realmente umane. Ideea Erminiei bizantine este să sublinieze duhul, spiritul, trăirea omului și de-aia toată umanitatea este sublimată până aproape de ireal. De-aia sunt reprezentările alea așa de hieratice, da, de sfinți, da, bizantini pe pereți. Eu personal gust foarte mult tipul ăsta de artă, dar posibil să fie defect dobândit în timp. Bun. Deci am ajuns să vorbim de sfinți bizantini? Păi am plecat de la doamna Mite. Ei, hai, dă-o încolo, că nici chiar așa. Bun. Are, pă, doamna Mite, aparent apogeul este în anul 1880, când Eminescu este invitat în casa soțului doamnei Mite, care era undeva... nu mai reușesc să-mi aduc aminte exact unde... A, ba da, pe locul actualei facultăți de arhitectură, lângă grădina Rașca. Bun. Așa? Este invitat la Revelion și aparent acolo o atmosferă mai nemțească, mai rece, omul se deprimă în cadrul petrecerii, pleacă unde locuia la vremea aceea, adică dacă vorbim de anul 1880, cel mai probabil îl găsim vis-a-vis de Biserica Albă, adică nu merge mult, și ca să ne dea, adică el înamorat cumva de Madame Mite, în noaptea aia scrie poezia O mamă, dulce mamă, pentru că resimte dorul ipoteștilor natali și al mamei lui... După ce a văzut-o pe doamna Mite. Raluca, sper să nu spun, da. Doamna Mite Kremșnit, așa, la care era în suita reginei Elisabeta sau, da, ceva, da, de genul ăsta, păi... adică străgea de șireturi cu... Da. Știi că o aluzie... Moment. Mița biciclista, la un moment dat, se confunda cu Regina Maria, care îi se spunea Mița Cotroceanca. Da, da. Pentru că la balul regal anual organizat de Casa Regală, Carol cu Elisabeta, indiferent cât de scorțos a fost perceput Carol, omul a avut realism politic și tot timpul invita toată protipendada românească, bucureșteană. Maria, în momentul când era principesă moștenitoare, la un moment dat are un an de fandaxie și nu cheamă decât din străinătate. Moment în care lumea bucureșteană, a, da, tanti Mița Cotroceanca. Deci pe noi nu ne chem la bal, noi, da, nu avem obraz de matale. Las că... Nicio problemă, că te încălțăm noi. Bun. Și asta, revenind la Madame Mite, adică asta e. Deci Eminescu, înamorat, vezi, Doamne, de Madame Mite, scrie în noaptea de Revelion, când probabil că ar fi fost momentul perfect dacă avea o crenguță de vâsc. Nu știu dacă asta, da, tradiția și la noi pe vremea aia. El se duce acasă și scrie poezia O mamă, dulce mamă. Deci totuși un tip mai platonic și venind în perioada lui, în perioada șederii în casele lui Slavici, unul dintre itinerarele favorite ale lui Eminescu, deci vorbind de strada din Piața Amzei, mergând nu foarte departe în actuala Piața Romană, unde nu exista la vremea aceea clădirea Aseului, pe strada actuală Căderea Bastiliei, pe care nimeni nu-și explică exact de ce o cheamă așa, în perioada comunistă denumită Cometei. Aparent, pe strada aia, deși am înțeles că treaba este disputată, domnul Andrei Pipidi are un articol pe tema asta, bine, el are, are două volume cu case din București, meritoriu absolut, că actualizează o memorie care dispare, că, clar, cu rapiditate, da, dar povestește că pe undeva până în spatele Aseului, pe unde stă și Macedonski, că trebuie să ajunge și la el, asta aviz următorul, că nu terminăm curând. Da, tot azi? Da, 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 da. Păi asta, adică decât să mă mai întreb tu dacă mai termin, te anunț eu, da, mai avem. Da. Așa, undeva în spatele actualului Ase, dar nu departe de clădire, locuia una dintre fiicele, că tot vorbim de pictură bisericească, unuia care pune începutul picturii moderne în România, Constantin Leca. Constantin Leca are o fată pe care o cheamă Cleopatra Leca. Păi nu este cel cu România... Nu, el este 11. Cu România revoluționară? Cu, ba da, cu Mary Grant? Nu e Leca sau nu e Leca? Sper să nu vorbesc tâmpeniu, dar eu știu că el este. Leca este încă naiv, adică Teodor Aman. Nu, e Rosenthal. Rosenthal e cel care pictează. Asta că nu mi se... Adică aveam tablou în minte, da, și nu mi se pupa cu... Cum trebuie să... Rosenthal, Rosenthal. Cumva pictura românească modernă e definită clar de Aman. Aman dă stilul complet. La Leca se observă naivități. Da. Nu are profunzime, nu înțelege... Iar nici la artă nu mă pricep suficient că să dau explicații, dar... Aman, care a zis toate lucrurile au început prin a nu fi. Nu știam. A zis toate lucrurile au început prin a nu fi. Just. E în spate la Biblioteca Centrală Universitară, nu? Pe Maria Rossetti. Da, vis-a-vis de băieții cu... De Casa Artmark. Exact. Așa, Muzeul Teodor Aman, opera Anei Aman, nevasta care a lăsat casa proiectată de Ștorc cu tot atelierul de pictură, e o bijuterie arhitectonică din toate punctele de vedere și merită vizitată. Și dacă tot mai facem reclamă unora și altora, în prezent se desfășoară expoziția Art Safari, unde se găsesc vreo 6 săli dedicate lui Teodor Aman, expuse tablourile lui originale, de la Unirea Principatelor, portrete, natură moartă. Fabulos. Omul ăsta absolut fabulos. Dar revenind la cumva o generație înainte de Aman, la Leca, Leca se găsește la Belu, săracul, un ardelean din ăsta foarte pur sânge așa și foarte rigorist, care săracul spre sfârșitul vieții a avut Parkinson, ceea ce este perfect pentru un pictor. Este tot ce-ți dorești, să nu mai poți să-ți mici mâinile. Un fel de Lucian, dar pe altă natură, tot așa, Lucian, să fie legați. Mai dureros. Mai dureros. Adică să ajungă Arghezii, care nu era totuși un sentimental pur sânge, să ți-l subtilizeze pe Enescu de la Ateneu 2 ore, să ți-l aducă ție în casă să-ți cânte, ca măcar să te aline un pic. Da. E ceva. Bun. Cine-i domnița? Este Cleopatra Leca, fica lui... Asta e cu plopi. Da. Deși asta eu am găsit prin istorie literare, dar nu pot să o localizez, repet, pentru că n-am fost în Iași, că totuși paternitatea poeziei ăsteia este disputată cu Iașul. Pe lângă Plopii Fără Suță de am trecut. Puteam să trec și printre ei, dar uite că n-am vrut. Da, 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 exact. Apare. Bă, aici mai este a treia dragoste. Acum noi o vedem în ipostaza de jună. Eminescu, când se enamorează de ea, este deja o leacă divorțată, am uitat numele soțului, și nu mai știu cine face ironia asta că doamna Leca, deși mai mult decât rubicondă, constituia o sursă foarte importantă. Unde mă rubicondă? Tu nu vezi că n-am mâncat de... Repet, ne uităm la un tablou din tinerețe, aici ne uităm la probabil... Nu era rea. Ce să... Nu, gusturi. Da. Nu ne pronunțăm. Deci a fost și mai dolofancă? Dolofană? Așa spun mărturiile. Nu mai știu cine dă treaba asta, că doamna Leca este o leacă mai rubicondă când se enamorează Eminescu de ea, dar că totuși este mai o... cu forme, că aici... Da. Repet, gusturi. Nu... Gata. Și tot așa cineva consemnează o istorie povestită aparent de slugi, o chestie pe care am tot subliniat-o eu la un moment dat. Nu prea puteai să ia mantlâcuri în secolul XIX fără să se știe, că nu era casă boierească fără slugi. Și are ce treabă să aibă mai întâi. Da. Asta e o Marie Carmen care... Și aparent, trecând Eminescu pe strada asta cu plopi, așa, într-o noapte s-a gândit să rămână pitit pe undeva printre acareturile casei ca să poată să-și observe mai liniștit iubita și a fost găsit dimineața de slugi. Asta nu e tocmai atitudinea de Don Juan, că Don Juan intra pe geam direct, nu stătea să se uite. Rezolva problema și pleca. Tocmai. Stătea în boschet să-i cânte greierile dimineața. Bine, și Don Juanii nu mai sunt ce au fost, dar asta e altă discuție. Dar tot cu Veronica rămân pe bune. Păi nu, e clar că este marea patimă, că eu nu i-aș spune neapărat pasiunea vieții lui. Că și de Veronica să leagă niște chestii mai malițioase așa în timp, dar stai să nu amestecăm subiectele. Bun, deci tantita Leca... Eu vorbeam pur și simplu de felul de a iubi a lui Eminescu, care se pare că asta era mai mult platonic, adică omul era atât de prins în lumea lui imaginară, încât nu prea simțea nevoia să consume toată treaba. Prefera să trăiască într-un soi de univers interior. Și atunci de asta mi se pare o idee improbabilă, afacerea cu Madame Slavici. Da. Da, mă rog, asta este opinia mea. Din casele lui Slavici, prima plecare... pentru că, repet, nu se înțelege cu Madame Slavici întâia, este undeva în apropierea Cinmigiului pe strada și Potul Fântânilor. Minunat nume de stradă, cum este și puțul cu plopi în fața căreia un binevoitor a trecut un pre, ca să fie treaba. Și asta îl găsim la... Bine, casa nu știu, dacă nu știu că nu se mai găsește, dar se găsește ceva adiacent, respectiv imaginea 17, celebrul izvor Eminescu din Parcul Cismigiu. Acolo unde se presupune că avea niște întâlniri foarte savuroase cu caragiale care obișnuia să-și citească gazeta de dimineață în zona aia. Izvorul se găsește practic pe fosta proprietate Crețulescu, pe terenul Palatului Elena Crețulescu din Susul Cismigiu. Care alătură, sediu UNESCO, ONU. Da, în prezent. Și ăsta plin de bacterii. S-au scris o grămadă de chestii ce curge de fapt în izvorul lui Eminescu, că de fapt nu e izvor. E o țăvușcă adusă... indiferent, e un loc pe unde a trecut e bine scuponul. De fapt, asta ne interesează în prima fază. Și asta, poetul pleca de undeva din susul Cismigiului, trecea pe aici, avea întâlnirea matinală cu Caragiale și mergea apoi la redacția de la Timp, unde era coleg cu Caragiale și cu Slavici și suferau cu toții de foame, date fiind salariile vremii. Bun. De acolo, o altă mărturie spune că ajunge în curtea Bisericii Enei și uite aici am făcut o eroare și am uitat să aduc imagine cu Biserica Enei. Biserica Enei, cum vorbeam în podcastul trecut, este prima biserică demolată de Ceaușescu, imediat după cutremurul din 77. Nu prelungim discuția că am folosit-o. Torla nu s-a dărâmat, s-au făcut poze de către... Așa, dar se pare că în curtea bisericii ălea era și casa unde locuia la vremea respectivă domnul de care pomeniră mai înainte, Carol Pop de Zatmari. Da. Bun, pe el îl avem la imaginea... Care zice-se că e în primii 10 fotografi de război, dacă nu primul fotograf de război din toate timpurile. Eu știu că este primul fotograf de război din toate timpurile și unul dintre oamenii căruia îi datorăm o mare parte din memoria urbanistică a Bucureștiului din a doua jumătate a secolului. Că mai avea obiceiul să suie pe niște dealuri și mai făcea și să mai vedea o turlă de biserică, mai vedea un teatru național. I-au plăcut peisajele. I-am găsit o casă în care a locuit în Cluj. A mers la plimbare prin Cluj, pur și simplu întâmplător. Poc, în partea dreaptă, în această casă a locuit. Găsit chiar casa el memorială, cred că nu era memorială, dar stătuse pe acolo, da. Dar el e de fel din Cluj, nu? Așa știu. Ardelean cu siguranță. Da, da. Mă rog, iarăși, aparent Eminescu se înțelegea bine cu ardelenii. Printre altele, cu firile astea mai domoale care îl lăsau cumva în legea lui. Pentru că și el era prea nebunatic, probabil cu alt nebunatic, nu? Adică trebuiau să se... La mine asta e interna problemă. Era nebunatic sau era un introvert, un om greu de înțeles cu care trebuia doar să ai răbdare? Eu aici stau tot timpul să mă gândesc. Că mie nu mi se leagă. Ce scrie Eminescu nu prea sunt chestii de chefliu, sunt tocmai chestii de om care stă și tocește niște pagini acolo. Neînțeles așa un picuț. Da, adică scrisorile sunt imense. Luceafărul la fel, are o treabă cu cucerirea Sarmisegetuzei, care la fel, am uitat care-i titlul. Dar e o treabă de asta, interminabilă, adică nu-i Păstorel Teodoreanu, facem niște epigrame trase pe un șervețel sau Nichita Stănescu, ieșit din baie, spus un dicton și hai să bem. Nu sună treabă de asta. Bun, indiferent, tot așa o mărturie frumoasă, fiul acestui fotograf, Carol Alexandru mi se pare că îl cheamă, tot așa într-o carte de memorie spune cum își aduce aminte cu nostalgie că la 9 ani stătea legănat pe genunchii lui domnul Mihai. Frumos, da. Interesant ce memorie a lăsat Eminescu ca fire în București, că oamenii aparent pe oriunde se ducea, deși era un tip neînțeles, l-au îndrăgit profund. Adică ceva din... De fapt, cred că asta i-a creat memoria asta de mormântul de la Belul Verde de 133 de ani și nu dispare din... A lăsat o asemenea conștiință afectivă. Da. Altfel nu poți să spui. În memoria locuitorilor, încât asta s-a transmis din generație în generație la aia pe care n-au mai cunoscut, pe oameni care să fi cunoscut, oameni care să-l fi cunoscut. Pe Eminescu, ca să zic așa. Da. Și doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga, că o să vorbim un pic la sfârșit și de Marie Eminescu pe care am avut noi, spune chestia asta la un moment dat, sper că ea e și nu-mi curc, că poetul subsumă conștiința națională a unei nații, dar nu subsumă la modul academic într-un tratat istoric, ci o subsumă exact la modul trăirii. Adică o surprinde în forma ei vie, reușește să facă un portret în cuvinte al trăirii nației respective. Și probabil că și chestia asta l-a făcut să fie îndrăgit. Bun, și asta, deci ne aflăm acum... Biserica Enei se afla relativ vis-a-vis de hotelul Intercontinental. Da. În prezent... Intri într-un așa și amintește ceva. Dacă acolo am stat pe partea cu hotelul Intercontinental, pe mâna stângă, blocul care se ridică actual era fostul bloc Dunărea, care a căzut la cutremur din 77 și între blocul ăsta și blocul aflat din dreapta este o clădire cu un etaj sau două, pe care în prezent se păstrează un banner care conservă imaginea Bisericii Enei. Aia ar fi fost incinta unde se afla și casa respectivului fotograf și unde ar fi locuit Eminescu și după aceea ajungem la o treabă foarte interesantă, respectiv imaginea 19, strada Buzești numărul 5. Singura imagine pe care am găsit-o eu este din cadrul demolării respectivei case. Chestia asta s-a produs în 2010 când s-au făcut... Diametrala. Da, extinderile la Buzești-Berzei. Da, diametrala Uranus, Piața Victoriei. Este pentru care domnul Oprescu a fost îndelung blamat. Acum eu nu trag responsabilități gratuit. În schimb, ceea ce mi-a plăcut, în 1973, când se tindea spre o altă sistematizare a Bucureștiului... S-a făcut o petiție. S-a făcut o petiție și s-a... De șmecheri. Încă trăia și Perpesicius, dacă nu vorbesc eu tâmpenii la vremea aia, au spus că fac lanț uman. Da. Adică acolo au fost, neneanicule, până aici. Dar eu cred că am prins asta. Vorbim de Hotelul Marna, de casa de lângă Hotelul Marna și de cineva fără vierul. Eu nu localizez cum trebuie Hotelul Marna. Hotelul Marna, fii atent, este lângă maternitatea Polizu. În regulă. Maternitatea Polizu, care a scăpat pentru că era mai nouă și era un cioc de barză retras. Era retrasă, că ea dacă te uiți de la șoseaua ce i-au făcut acum, ea e un pic retrasă. Da. Adică nu intră în... Ăsta, Hotelul Marna și cu casa asta și cu cinema feroviarul erau un pic ieșite în stradă și acolo nu aveai cum să extinzi decât dacă dărâmai ceva. Acolo era o șină de tramvai care nu delimita două benzi. Era așa o jumătate de bandă cu o jumătate de bandă șina de tramvai. Când nu trecea tramvaiul, puteai să treci o dusă și o întoarsă. Dacă era tramvaiul pe centru, minunat amplasament, nu mai treceai. Hotelul Marna era... un hotel vechi, dar foarte vechi, dar care avea, parcă ți-am mai povestit, baia pe hol. Lângă, deci ăsta e Hotelul Marna ăsta. Lângă aici, în partea asta, era casa în care exista plăcuța, pe care exista plăcuța și spunea că în 1882, dacă nu mă înșel, sau greșesc? Ba nu, corect. 1882, aici s-ar fi întâlnit și s-ar fi iubit. Acum, unii spun că în hotel... Nu lăsa misterul. Eminescu cu Veronica Micle. Da, nu cu urâtirea, adică cu doamnele alea. Ea văduvă deja, vine și trăiește, este perioada cea mai intensă a relațiilor. Pot să intru acolo și am fost gonit de o cetățeancă locuitoare din zona de Gării de Nord și dați-vă drumul și așa mai departe. Dar pentru că hotelul, nu Marna, ci hotelul ăsta, stabilimentul ăsta exista și pe vremea lor, nu se poate spune cu exactitate dacă aia este casa în care s-au cunoscut sau dacă a stat și a locuit sau a trecut prin hotelul respectiv, care la vremea aia se chema altfel. Ideea era că venea casa, Hotelul Marna și cineva feroviar, unde era șobolanul luptă dreaptă cu omul, uite atâta era șobolanul, negogule fără coadă. I-am văzut eu. Atât. Când s-a ras... Sara, trebuie să facem o delimitare. Acum oamenii ne înjură. Trebuie să facem o delimitare concretă a ceea ce înseamnă vestigiu istoric și ceea ce se mai putea salva și ceea ce era o dărăpânătură și ceva din care nu se mai putea face nimic. Aici știi că avem păreri cu idei diferite. Adică eu am înțeles logica ta și mi se pare fezabilă într-un anumit punct de vedere. În alt punct de vedere, eu aș fi adeptul măcar fațada. Lăsați ceva. Nu puteai. Lăsați ceva să amintească. Era... 20 de metri strada. N-aveai ce diametrală să faci. Dar uite, să știi că există Vintilă Mihailescu, regretatul sociolog, primul priveghi online la care am asistat în viața mea, că s-a întâmplat în pandemie moartea, are lucrarea Etnogeneză și Țuică, în care are la un moment dat un articol despre vechile cartiere bucureștene și spune că cartierele bucureștene în sine, ca în cazul tuturor marilor orașe, ele sunt entități vii. În momentul când începi să tai bulevarde până ele, le distrugi la propriu și chestia asta este o politică deliberată ca să distrugă cumva identitatea de grup. Să transforme orașele în niște conglomerate complet dezumanizate, ceea ce mi se pare groaznic. Mi se pare că totul în ziua de astăzi și vin și la Eminescu care a fost în felul lui mare însingurat. Dacă mergem pe Berzei, Buzești și așa mai departe și urcăm și mergem așa și urcăm, o să vezi că toate alea sunt părăsite și nu mai există nimic în ele. Pe tot ce înseamnă Berzei, Buzești, până în Piața Matache vis-a-vis, tot. Dar întrebarea este, noi ne uităm la o cauză sau la un efect? Ele așa au fost dintotdeauna înainte de diametrală. Cred că asta este opera comunismului. Da. Că și el a operat o dezrădăcinare. Acolo... Și la un moment dat apare la Liceul Internațional, nu știu, hop, o clădire nouă între 400 de... Acolo mai în față știi că e casa lui Iorga, acolo la Eurolines. Una dintre ele cu Ceaușescu, când a zis dărâmați-o. Și a zis că casa... aia despre Ceaușescu este pactualul turn al BRD-ului, parcă din Piața Victoriei, de unde începe bulevardul... Nu e aia? Știi unde este? Este vis-a-vis de McDonald's-ul de pe Buzești. Aia e casa. Ăla Rock'n'Roll. Rock'n'Roll vis-a-vis este un sediu Eurolines. Și o casă acolo, șmecheră. Lângă Sanador, pe colț. Deci e Sanadorul și imediat vine acolo și e casa aia. Și Neanicu trecând cu arul a zis dărâmați tâmpenii asta și a zis e casa lui Iorga. Dați-i dracu niște bani și dărâmați-o. Da. Mă rog, legende și... Mi se pare extrapolat un pic, adică cizmar, dar atât de prost nu cred că era. Sincer. Mă, le-a spus celor de la Steaua că de ce a jucat 120 de minute, cine i-ați bătut pe Barcelona mai repede. Aia da, dar adică, totuși cred că tovarăși... Acum, mă rog. Da, da. Avem un subiect mai... Deci asta mai am prins-o eu vie, stație de tramvai în față. În 2010. Da, asta. Am prins-o ca lumea, ca lumea. Pe acolo mergea tramvaiul care ajungea la Casa Presei, 20. Și atunci avea stația acolo în față. Și exact așa scria 20, Hotel Marna. Pusese cineva feroviarul înainte și așa mai departe. Deci asta e 2010. Eu îți spun exact cu exactitate, 1997-1998, acolo era ca lumea se vedea. În această casă a locuit și s-au iubit cu Veronica Micle. Ăsta este practic punctul de apogeu al relației lor, care altfel are destule suișuri și coborâșuri. La un moment dat, potrivit mărturiei lui Iacob Negruții, alt membru marcant al Junimii și președinte al Academiei Române ulterior, în momentul când Eminescu este săltat din Baia Mitrașevski, se dă prima oară diagnosticul de nebunie, se pare că de la Veronica Micle parvine un mesaj în care spune că Eminescu a ajuns de mult, era de mult pe drumul ăsta, parafrazez cumva. Da. Greu de spus. Eu tocmai de asta încerc să nu mă pronunț. Da, nu e treaba noastră. A fost un domn foarte pasionat, că asta, dar măcar să dăm recomandări, că poate alții descoperă mai multe ca noi. Se cheamă Augustin Pop. La Belu, mormântul lui este la 7 morminte de-a lui Eminescu. Chiar v-aș ruga să dăm imaginea 26 ca să vedem care a fost crezul vieții omului ăsta. Are pe urmele lui Eminescu, pe urmele Veronicei Micle, are mai multe volume și asta este epitaful de pe mormântul lui. Cred în Eminescu ca în soare, în magia frumosului și în veșnicia neamului românesc. Senzațional. Este la 7 morminte de Eminescu, adică l-au pus exact... Acolo a vrut? Bine, n-avem de unde să știm. Fiind literat, a fost dreptul lui să fie înmormântat în zona parcelei scriitorilor. Nu știu să spun de desubturile, dar e unul dintre oamenii care merită citiți de către cei care vor să descopere exact amănuntele biografice, adică nu legate de operă, ale lui legate de Eminescu. Cred că până și în perioada interbelică și că până atunci s-a cam putut, cred că erau mai vide și trecuseră 40-50 de ani, dar mai găseai vorba ta, un nepot, dar mai crescut cu Eminescu, chiar și un fiu al unuia care, că dacă avea... Dacă tot am vorbit de un nepot, să înțeleagă oamenii ce pot să mai vadă la Belu pe lângă mormântul lui Eminescu, să mai dăm imaginea 24. Aici îl avem în linie dreaptă de la Eminescu, terminăm aleea de la parcela scriitorilor, trecem în figura învecinată, îmi scapă numărul acum, și îl găsim pe nepotul de fratele lui Eminescu, Gheorghe Eminescu, este un general. Este fiul fratelui Matei. Nu cred că a ajuns. Matei este veteran în războiul de independență și are un fiu care a ajuns pe străzi și căruia i-a făcut rost de casă Corneliu Vadim Tudor. Nu cred el e, dar nu cred că e general. Are un grad mai mic. Colonel ceva. Că în momentul când vin comuniștii la putere, deci ca să ori om neinspirat, ori om cu niște principii hipersolide. Ăsta se înscrie în PNC în 47. Și a băgat niște aiuți sau ceva. A băgat detenție ca lumea. E lăsat și pe drumuri o idee. Și Corneliu Vadim Tudor așa se lăuda. Asta știi tu. Da. În cărțile lui spun, au venit la mine, trebuie să fie că e mort în 83, nu? Sau cât? Deci într-o perioadă... 80 și... Uite, nu se mai vede 8, clar. 83, deci oricum înainte... Hai să luăm invers. A trăit 93 de ani. Deci e născut în 1995. Deci 83 acolo, sau 88. 88, pentru că totul se întâmplă pe vremea lui Ceaușescu. Zice că lăsaseră pe stradă pe nepotul lui Eminescu și eu i-am ajutat. Eu spun ce zice în cartea aia. Și eu l-am ajutat cu o casă pentru că lui se naționalizase unde stătuse, fusese deținut politic, etc. și nu... Ceea ce am întâlnit din mărturii directe la Belu și vreau să subliniez faptul că încerc să nu fiu subiectiv. Mie mi-a plăcut inteligența lui Vadim Tudor și felul de a scrie lui Păunescu. Da, nu comentăm. Dar mărturii directe de la Belu spun clar că dacă Păunescu sau Vadim Tudor, mai ales înainte de 29, îți spuneau că rezolvă ceva, chiar rezolvau. Da. Adică... El este tatăl Ralucăi Eminescu, nu? Parcă așa. Una din marile... Iolanda Eminescu, ceva tot filolog. Cred că este una dintre primele profesoare de drept din România. Sau așa. După care este mama Ralucăi. Mai departe, genealogia nouă. Ralucăi Eminescu, care este... S-ar putea să greșesc prenumele, dar este cea mai mare specialistă în portugheză, în cultura portugheză din România, căsătorită cu fratele lui Emea Cobescu. Emea Cobescu a avut Romnița Ralu a avut un frate geamăn, dacă nu mă înșel, actor, fugit la Paris prin 70 și ceva. Doamna fuge și ea, deci Nepoata lui Gheorghe Eminescu fuge, se întâlnesc la Paris, se căsătoresc și îl au pe Ion Teodor Eminescu, care se consideră că ar avea un 15% sânge de Eminescu în dumnealui. De domnul ăsta știu și eu, dar nu știam. Și care trăiește la Paris acum. Genealogia până la el. Și este născut, ce să vezi, la fix 100 de ani de la prima citire a lui Ceafărlui, 1984. Pur și simplu întâmplător. Nu vrea să spună nimic. A spus că a venit de 3 sau de 4 ori la niște bunici de prin zona Bistriței, în România, dar mai mult nu, și că n-ar vrea să-și asocieze, nu știu motivele, dar că n-ar vrea să-și asocieze ca ultimul moștenitor al lui Eminescu, pentru că n-ar fi o linie așa dreaptă, ci... Plus că moștenitor al lui Eminescu prin ce? Că ar curge niște sânge în tine. Ăla, știi, s-a împărțit în jumate, în jumate, în jumate, jumate aia încă în jumate. Chestia și... asta mie mi se pare exact cu mândru că sunt român. Numele este Ion Teodor Eminescu. Ce merit am că m-am născut în România? Știi? Da. Tot meritul rezită în realizările personale, dacă mă întreb pe mine. Că porți urmea asta, da, te obligă puțin. Da. Dar mai departe de asta nu cred că îți conferă merite. Deci dacă domnul are o atitudine asemenea așa de rezervată, din punctul meu de vedere, jos pălăria. Da. Frumos. Nu a vrut niciodată să... Dar asta putem să găsim un belul. Deci ăsta este, vine în linie dreaptă de la mormântul Eminescu la câteva morminte. S-a știut, adică clar la ONU. La el e indubitabil. Adică... Da. Așa, și Augustin Zene Pop este la două morminte în spatele ăstuia. Și acolo, da. Unde... Dar interesat că are... Bine. Fiecare da? Alege să-și decoreze mormântul. Nu, 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 care din asta care pare proaspătă. Adică... Nu e proaspătă. Tiparul ăsta de construcție funerară... Nu, asta de Crăciun. A, nu, pentru asta cineva mort ultimul 95... Nu, poza asta e făcută de mine acum 2 zile. Păi asta spun. Și acolo i-a lipit cineva alea. Vedem clar că există cineva mor mai de curând ca el și cu siguranță, văzând toate florile astea de prin prejur, mormântul este încă îngrijit. Nu știu cine se ocupă de... Da. Că... Adică uite, are și niște flori moarte, dar se vede că au fost cândva vii acolo. Adică... Nu, de mormântul ăsta are cineva grijă. Asta e indubitabil. Am înțeles. Doar că n-am avut eu ocazia să cunosc... Ai fi surprins, dar în belul la 200.000 de morți mai îți scapă din toate rudele, rubedeniile. Nu se întâmplă să, cum ai norocul la un mormânt în fața la doamna Labiș, să cunoști chiar pe sora lui Nicolae Labiș. Și să poți să ai parte de niște mărturii directe. Doamna a vorbit despre dumnealui, uite, mai seriile trecute, să-i zici, când mai vine, nu? Cu tramvaiul, cu rusoaica balerină. Și... Ceea ce am auzit direct de la doamna asta, mă credeți că mi se pare că a fost în altă viață? Păi doamnă, în 50 ceva chiar a fost în altă viață. 70 de ani. Chiar a fost în altă viață. E, cumva... Că era un pic mai jos și murea în al doilea război mondial. Da, adică cumva mergând la mereu întâlnești lucruri din astea. Fugit ireparabile tempus. Da. Nu, la un moment dat nu poți să prinzi toată chestia asta, că eu sunt încă în viață, au trecut 70 de ani. Evenimentul ăsta s-a produs când eu eram tot aici. Corect. Cam așa și la... Deci ăsta e domnul... Ăsta este domnul Gheorghe, nepot al lui Eminescu, care se află în proximitatea unchiului. Mai avem ceva Eminescu? Nu mai avem nimic, nu? În Belu. Adică e Eminescu originalul și nepotul. În legătură directă, nu. Că frați mai greu, că-s pe la ipotești pe acolo mulți. Ce ar mai putea? Foarte fecundul tata lui Eminescu. Da, Căminarul. Așa, pe care nu prea l-au moștenit copiii, nu, restul sunt înmormântați pe acolo, nu știu să mai fie ajuns cineva pe la București, nici Matei Eminescu nu știu unde a fost înmormântat tatăl lui Gheorghe Eminescu. Cred că e la Bistrița, dar nu vreau să greșesc. Posibil, da. Nici eu nu știu exact. Da. Nu, în legătură directă, ei sunt, îl mai avem pe Nenea Iancu, Caragiale, bunului prieten, la două morminte, n-am mai adus poza, dar am arătat-o. De s-a rătăcit sicriul de la Ucăra pe la Predeal. De la... E la două morminte în stânga de mormântul lui Eminescu. Adică sunt în proximitate. Dar la Traian, care e lipit de dumnealui, scriitor la viața dumnealui, sau ce a învârtit? El a fost mai degrabă biolog, din câte știu eu, și președinte al Academiei Române. Nu-i neg meritul de a se afla acolo, e drept că e un pic neinspirată plasarea aia, nu știu cine a fost autorul. Că te întreb tot timpul ce caută vorba ta, nu că n-ar putea asta. Nu-i Traian Săvulescu, ca să înțeleagă toată lumea, pus între Ion Luca Caragiale și Mihai Eminescu. Și Sadoveanu mai Hacana, parcă, sau cine e? Sadoveanu e lipit de Eminescu partea dreaptă și urmează Coșbuc. Ok, asta civilizați. Este. Oare cumva, dacă mă întreb pe mine, asta ar fi trebuit să stea Caragiale lângă Eminescu? Dar Sadoveanu un loc interesant, că Nentu Mihăiță e 1889, Coșbuchie 1918, parcă, și vine 60-61. 5. Nu mai... e 61 el. Deci Dej e mort în 65. El e 61, 1880, 1961. Cum a avut locul ăla acolo? Dar se vede că e oarecum forțat, că nu cred că era un loc, cred că între Coșbuc și Eminescu era o bucățică mai mare și hop la o... Inițial, locurile alocate marilor personalități au fost mai ample. Da. După care, dorindu-se cumva concentrarea lor pe aceeași parcelă, au fost înghesuite. E ceea ce vorbeam în podcastul trecut la artiști. La artiști deja a devenit ușor grotesc. Și acolo se vede. Pentru că e deja prea alambicat. La scriitori, cel puțin în figura nouă, se respectă chestia asta. O spun și acum. Mai există în Belu figura, tot timpul nu nimeresc exact numărul, nu este 84. Nu, acum am nimerit-o bine. 84 este generația post-Junimea, că asta n-am apucat să spunem. Eminescu, Slavici, Creangă. Sunt junimiștii. Sunt mișcarea care dă calitatea literaturii române. Adică noi plecăm în literatura română de la Ion Hiliade Rădurescu. Scrieți, băieți, dar numai scrieți odată, că noi nu avem literatură. Scrieți orice. Înmormântat la vis-a-vis de Muzeul Țăranului, în spate la școala 11. Da, exact. La Mavrogeni. Așa, la Cismea. După care vine Titu Maiorescu cu Iacob Negruții, Teodor Rosetti, Petre Pe Carp, paranteză, traducător, printre primii traducători din Shakespeare. Nu doar politician. Corect. Care încep să puncteze pe calitate. Pe hai să dăm o literatură care chiar să simbolizeze ceva. Dar Maiorescu chiar unde e? Tot la Belu? Am și dovada. Imaginea 7, nu lucrăm fără... Imaginea 7, mormântul lui Titu Maiorescu. Obelisc din granit negru. Stai un picuț așa. Aici e o familie mai răsărită. Stai puțin. Sus avem tata Ioan Maiorescu, mama Maria Maiorescu, Titu Maiorescu, Titus Livius de fapt. Da, practic a încetățenit în Ardeal pentru că se maghiarizau numele, se dădeau nume latine care nu puteau fi maghiarizate. Da, avem Cincinat, Titus, mai știu eu, Horațiu, chestii din astea. Și ultima, unde se vede că pietrarii noștri din Belu la un moment dat cu ortografia străină mai greuți, Livia Dimsa, pentru că este căsătorită cu un inginer lituanian, Maiorescu, din păcate moartă fără urmași. Deci neamul lui Titu Maiorescu se stinge pe linia directă, cel puțin. Dar piatra asta așa funerară e făcută atunci, la 46 sau mai înainte? Sau e acum nouă? Asta se numește granit negru de Suedia. Asta l-am găsit și eu în fișele de pe la Belu. Particularitatea pe care are materialul ăsta, că dacă are 150 de ani vechime, nu-ți dai seama. Gata, am înțeles. Deci există o sumă de monumente în Belu realizate din materialul ăsta. Este incredibilă rezistența peste timp. Dacă mai există materialul ăsta, recomand. Dacă tot vreți să faceți un monument funerar de calitate, nu aduceți din China să le asamblați ca piesele de Lego, luați-l pe ăsta. Corect. Și o treabă meritorie, am arătat-o la un moment dat din greșeală. Acum să o arătăm pe bune la capitolul. Imaginea 6. În 2017, când s-a făcut centenarul de la moartea lui Titu Maiorescu și Cimitirul Belu încă participa la Noaptea Muzeelor, din inițiativa Administrației Cimitirelor s-a făcut seară memorială Titu Maiorescu și Junimea, s-a dat un film documentar la momentul respectiv și s-a făcut placheta asta comemorativă în care exact idealul lui de viață, trăiești câtă vreme ai împărtășit ceva. Ceea ce reprezintă, de fapt, cel mai pertinent lucru pe care poți să-l ai după moarte. Nu mausolee, nu palate, nu memorie, la propriu. Ce rămâne? Lasă ceva. Este teoria reverberației. Faptul că ceea ce ai produs tu în viață reverberează prin alții, la generații distanță. Treabă foarte teologică, de altfel. În teologie, judecata, de-aia sunt două judecăți. Există judecata particulară care se întâmplă, repet, asta este teologia ortodoxă. Este judecata particulară care se întâmplă după moarte, imediat. Când te duci și e judecat pentru ce ai făcut în timpul vieții, bune sau rele. Judecata de apoi se va petrece separat de asta, pentru că noi vom mai fi judecați și pentru felul în care au lucrat faptele noastre în lume după moartea noastră. Dacă te-a chemat Adolf Hitler și pe baza lui Mein Kampf al tău, alții au făcut atrocități, chestiile alea ți se socotești și ție. Dacă te-a chemat Mahatma Gandhi și prin modul tău de rezistență pasivă au înțeles și alții că se poate și fără violență, faptele alea bune ți se vor socoti și ție. Cam așa și în cazul lui nena Titu Maiorescu. El e cel care se ocupă de prima ediție poesii, nu? El Eminescu. Este cel care donează în 1902 manuscrisele lui Eminescu. Eminescu a publicat un singur volum de poesii în cursul vieții. Da. Maiorescu este cel care donează o cantitate imensă de manuscrise pe care le păstrează de la Eminescu Academiei Române în 1902. Adică datorită lui, până în prezent, repet, eu știu că cel care a încheiat treaba de editare este domnul Eugen Simion, care încă este în viață și care îi se datorează într-o bună măsură editarea operei eminescene și a lui Maiorescu. Sunt niște volume apărute la editura Academiei Române care sunt meritorii pentru că reproduc integral scrierile respectivilor. Și Maiorescu este totodată unul dintre puținii oameni care, făcând cultură și intrând în politică, nu se fac de rahat. Adică și intrat în politică... Să pricepe și colo și colo, adică își vede și de drumul... Funcționează bine. Da. Este cel în timpul căruia, ca prim-ministru, dobândim noi cadrilaterul. Da. În 1913, este celebra poză pe care, uite, am omis să o aduc, când Tito Maiorescu semnează împreună cu trimisul Bulgariei tratatul prin care se... face anexarea cadrilaterului la România, ceea ce, între noi fie vorba, este singurul nostru război de agresiune, că ăla nu prea era teritoriul românesc, dar să o lăsăm așa. Da, cum a picat. Bun, ăsta este Titu Maiorescu. De ce am ajuns la Titu Maiorescu? Iar. Păi cine mai știe de unde am plecat? Te-am întrebat eu dacă e unde e mormântat. Vorbeam de Sadoveanu, de așa mai departe și am zis... Și Titu Maiorescu este figura 17, adică este la 200 de metri de Eminescu. Mult. Nu, cred că așa le-a plăcut lor toată viața. 200 de metri? În proximitate, dar nu chiar buză în buză. Am înțeles. Adică cumva cred că Maiorescu clar i-a înțeles talentul lui Eminescu. Asta este indubitabil. Diferența nu mare de vârstă, nu? 10 primăveri între ei. Păi, vedem. Da, corect. 10 primăveri, adică nu era un bunic pe lângă... Nu, nici de cum, doar că era cu siguranță mult mai copt. Da. Și mai chipzuit, cum zici, mai așezat. Cerebral, cred că e cel mai bun cuvânt pentru Titu Maiorescu. La Titu Maiorescu a fost clară treaba asta, dintotdeauna omul era un calculat. Mi-au urmat și pozele astea care îl arată ca un înțelept, așa, adică nu poți spune, ăsta era un ștrolobatic, un părdalnic. Bon viveur a fost, asta e clar. La vremea aia și cu... Da, la vremea era o tradiție, făceai notă discordantă, dacă nu sunt rarele cazuri. Nababu, Lascăr Catargiu și așa câțiva care chiar n-au vrut cu niciun chip să aibă amante și să mai facă și un scandăluț mic din când în când. Maiorescu n-a fost, dar îi se și spunea Muierescu la un moment dat în presa vremii. Dar da, iarăși putem să facem ușor. Cine suntem noi să analizăm? E simplu. Opera e una, caracterul omului e altul. Da, nu se anulează una pe cealaltă. Opera nu salvează caracterul uman. Uite-te la Sadoveanu. Oho. Și chiar pe Onescu. Nu? Da. Vadim Tudor. Bun. Deci se află undeva în apropiata proximitatea lui Eminescu. Acum să mergem pe ultimii pași a lui Eminescu prin București, respectiv asta. Deci am vorbit deja de arestarea de la Baia Mitrașevski, unde... Care este jalnic acum cu Mara, dar cred că avem și o poză. Răzvănele alea de la mine, cred că așa și zice, Baia Mitrașevski, unde se Hotel Transit acum. Asta voiam să spun, asta mai este. Se păstrează. Da, asta am trecut eu anul trecut. Sau este reconstituit? Nu, pe locul ăsta s-a făcut Hotelul Transit. Parcă ți-am mai zis, când mergi pe chei de la izvor înainte spre fosta Piața Operetei, unde e la Hovariu, n-ajungi până la Hovariu, e un BRD pe partea dreaptă, mare. N-ajungi nici până în BRD, se face imediat o stradă care dă deci de pe chei, dreapta, care dă într-un oficiu de căsătorii, într-o casă de căsătorii, sectorul... Gata. 4, nu știu cât e acolo, 1, ce nu, 4 este 4 e la Gramont, e pe Gramont. Acolo e 1 înseamnă. Sau ce-o fi, o casă. Mergi mai în față 5 metri. Dacă o ții înainte, dai în Victoria Sor, dai în Mihai Vodă, în mănăstire, în partea ailaltă. Gata, nu am înțeles unde zonă. Așa, asta este fost cămin de fete aici, apoi Hotel Transit sau în timpul Hotelului Transit și acum arată așa, adică ți-e frică să treci pe acolo, cum zic eu, șobolanul parte în parte cu omul, la Scandenberg îl bate oricând. Nu încercați niciodată după 8-9 seara. Adică este sinistru. Teorie, eu din superstiție nu trec pe lângă clădirile astea, că la un moment dat am văzut niște pietroaie faine de vreo 50 de metri. Care... Cum stau așa spânzurate pe... Păi uite cum e balconul. Pe partea de sus și eu nu știu, eu am impresia că mie dacă îmi pică în cap un pietroi din ăsta, îmi strică toată ziua. Da. Baia Mitrașevski a rezistat foarte, foarte mult. Baia Diana îi zicea pe firmă, dar era lui Mitrașevski, că Mitrașevski o avea, patronul. A rezistat foarte, foarte mult, undeva prin 1927, dacă nu mă înșel, încă o mai găsim în București. Era baia de la Sfinții Voievozi, de sus de la... Baia centrală. Baia centrală și asta. Erau trei care încă mai rezistau. Ideea e că asta era de la 1800 toamna. Moștenim vechea tradiție turcească a hamamurilor. Da. Că dacă la noi cu apa curentă în București... Deși erai lângă Dâmbovița vorba aia, dar el se vede dacă te uiți la el. Uite-te cum arată balconul și cum arată pietrele astea, de cum sunt scările. Adică n-a fost așa orice. Dar se mai păstrează vorba ta, doar locul de acolo n-are rost să punem. Sic transit gloria mundi, da. Adică în traducere liberă așa trec cu Grigore munții. Da. Și n-ar avea rost să mai pui o placă pe așa ceva, că ar fi o bătaie de joc. Păi pică placa în prima fază. Nu, pui placa și pică cu totul. Sau așa. Da. Păcat. Așa arată, da. Dar... Strada Poliției, zice atunci. Numărul 4? 4. Acum nu mai. Mai bine să uităm. Uite, dacă ai găsit unde este trimis Eminescu în prima fază după arestuire la Ober-Dalberg, în Austro-Ungaria, ironia sorții, adică fix în ea în care dăduse. Da, care trăgea el. Bun, după care am spus, venit în București, este trimis pe la o moșie până în Gorj, Maiorescu temporizează. Eu totuși am sentimentul ăsta destul de pregnant. Că i-a vrut binele. Că Maiorescu, realist fiind în politică, nu a luat pe față partea lui Eminescu să spună eu cu Eminescu până la moarte. Că dădea prost, dar l-a ajutat cu tot ceea ce a putut. Dar în culise asta a încercat să temporizeze, să cumva lasă să... Burse și așa mai departe, ce a făcut el rost pentru băiat. Așa, și după aceea îl trimite la Iași. Când se întoarce în cele din urmă în București, după ce mai stă odată la Nenea Slavici, se mută în casa unui domn pe care l-am găsit fiecare Simtion, fiecare Simțion Constantin, pe strada Apolodor. N-am reușit să reperez exact strada asta. Probabil că alții o să știe mai bine decât mine unde să... Ai o idee măcar? Nu. Nu. Nu, recunosc, n-am avut timp pentru că m-a distras o chestie, că în perioada când locuiești aici, devine membru al Societății Carpați. Societatea Carpați este o treabă făcută și cu inițiativa lui Cea Rosetti, adică Pocitania, pe care o întâlneai în pasajul român care tranzita care există și azi. La un moment dat își găsești un țel comun cu Eminescu, că aici voiam să ajung. Moartea lui Cea Rosetti este destul de apropiată de lui Eminescu și cumva pare să prezinte niște similitudini. Pentru că și unul și altul susțin vehement și cumva ireconciliabil unirea tuturor românilor. Cu 20 ceva de ani înainte. Mai bine. Mai bine. Mai bine, da. Cea Rosetti este mort în 1985. Deci 15 cu 30. Nu, ai dreptate, 30 și un picuț. 34 de ani, 33. Fiecare cu, în felul lui, dar asta nu sunt maleabili. Este eterna teorie între conciliatorism, teoria între compromis și intransigență în istoria românilor. Ăștia sunt intransigenții. Unul în politică și în publicistică, altul în literatură, dar amândoi figuri proeminente în perioada epocii și într-o manieră sau alta amândoi au trebuit să fie reduși la tăcere. Și cumva asta, eu le văd un traseu comun asta, deși ei la bază sunt adversari ideologici, Eminescu fiind ca opțiune politică de orientare conservatoare, iar Cea Rosetti fiind liberalii radicali, adică extrema. Dar se regăsesc în ideea de Uniune Națională, unitate și așa mai departe. Asta, dacă mă întreb pe mine, constituie unul dintre punctele forte ale politicii românești din illo tempore. Faptul că, indiferent cum se plasau ăștia ideologici, în momentul când venea vorba de interesul național... Gata, erau toți pe aceeași ordine de unul. Nu comenta, toți subscriau și totodată mai exista treaba asta pe care o tot subliniez eu, nu știu dacă îi spuneau așa, dar clar aplicau fair play-ul. Adică își recunoșteau calitățile unii altora, indiferent în ce tabără se găseau. Da. Este remarcabil și tot timpul o spun că statuia lui Alexandru Lahovari din piața care îi poartă numele până în prezent este făcută la inițiativa lui Eugeniu Carada, care era în oculta liberală, Lahovari fiind conservator. Carada, guvernator al Băncii Naționale. Până la urmă, se pare că n-a fost guvernator. A fost ceva, care are pe... Are statuia acolo pe strada care îi poartă numele, unde se unește pasajul Maca-Vila Cross cu Banca Națională. Frumos sediul ăla. Frumos. Frumos, frumos, spălat. Iarăși, dincolo de orice tară sau comentariu, domnul Isărescu are un merit în amenajarea ansamblului ăla. În afară de ceaiul de tei... N-am prins faza, eu nu urmăresc. Ne-a spus să ne mai liniștim cu treaba asta, să bem ceai de tei, că totul e bine. Nu vă cu scumpirile și cu războiul, stați liniștiți, mai beți un ceai de tei. Și toți ne-am apucat să beți ceai de tei. Nu, mulțumesc. Da. E negru, dar e ceai de tei. E ceai de tei mai trecut la mine. Să știi că și asta te liniștește foarte bine. Da. Nu știi că da. Alcoolul omoară celulele nervoase. Răpânarea calme și liniștite. Da. Nu mai simți nimic. Da, exact. Bun. Și îl avem pe strada Apolodor, unde merge în apropiere la sediul Societății Carpați, unde erau invitați toți dizidenții ardeleni ca să încerce cumva o grăbire a unirii Transilvaniei cu România. Treaba asta, am dat deja contextul politic. Nu dădea bine deloc. Nu că nu dădea bine, deranjează masiv. Repet, nu pentru că politicienii români au, la vremea aia, sau așa îmi place mie să cred, ar fi fost niște oameni complet lipsiți de scrupule. Erau niște oameni realiști care înțelegeau chestia asta, că dacă noi ne îndepărtăm de blocul puterilor centrale, Anglia cu Franța, oricât de bine, sunt prea departe, iar Rusia e în coasta noastră, e colea. Până să ajungi la băieți, hap! Nu, te-au halit. Rusia a țintit în întreaga ei istorie Constantinopolul, că i-a spus da. Țarigrad, orașul împăraților, da. Trecând peste orice. Da? Drumul spre Constantinopol. Dar de ce nu tăiau marea? Sau să la noi trece. Ceva, de ce pe uscat? Rușii cu vocația navală mai subțire, da. După cum putem să vedem și în cadrul da, conflictului actual. Nu potrivesc. Asta a fost realismul politicienilor români. Noi de nevoie trebuie să stăm cu puterile germanofone, să le spunem așa. Da. Adică eu sunt convins că nici Pepe Carp, nici Ion Brătianu, nimeni, nici de Asturza nu erau încântați că românii din Transilvania sunt sub ocupația austro-ungară. Dar o situație care putea fi acceptată pentru că se înțelegea că interesele austro-ungariei sunt mai puțin periculoase pentru statul român decât alea rusești. Corect. Despre asta vorbim. Da? Și în felul ăsta cumva Eminescu a deranjat echilibrul vremii. Bine, trecând peste, revine în București în cele din urmă la îndemnul Veronicăi Micle, merge și pe la Societatea Carpați, se întâmplă toată tevatura asta și cu cea Rosetti. Ultimul loc unde mai stă propriu-zis este în casa Mircuș a lui Hermann Weinberger. Nici pe asta n-am reușit să o identific foarte clar. Acolo locuiește, acolo mai are ultimele colaborări literare. Ultimul articol este publicat undeva în luna ianuarie anului 1889, ultima lui publicație, după care intervine declinul total, urmarea diagnosticului aparent fals de neurosifilis, tratament cu mercur, se instalează delirul. Micle iar are o poziție din asta ușor dubioasă, că nu suport să-l văd fără de minte. Păi bun, și dacă nu suporți, nu stai lângă el fix când are mai mare nevoie de tine. Da, iarăși nu mă apuc eu să comentez toată treaba asta. O altă chestie care a străbătut în presa vremii, bine, mai dinainte de când s-a manifestat pentru prima oară așa prezuntiva nebunia lui Eminescu, a fost poziția lui Macedonski. Alexandru Macedonski, din punct de vedere al orientării literare, era pe poziții opuse cu lumea. El avea literaturul, instalat în Cafeneaua Imperial, unde, mă rog, literatura are merite incomparabile, adică incontestabile. Da. Cincina Pavelescu, de exemplu, este format la școala lui Alexandru Macedonski. Dar i se atribuie, majoritatea spun că este real, epigrama următoare, n-am reținut-o pe de rost: un X pretins poet acum s-a dus pe cel mai jalnic drum și aș plânge dacă în Balamuc destinul lui n-ar fi mai bun, căci până ieri a fost năuc și nu e azi decât nebun. Adică omul cumva îi spune că la ce calitate avea el de om, nebun e cumva un soi de promovare. Da. Ulterior, Macedonski ar fi încercat să infirme chestia asta, e dreptul alea că stângaci, spunând că fie n-ar fi știut că Eminescu e bolnav, dacă îl faci nebun, cum Dumnezeului n-ai știut că e bolnav, sau că ar fi fost publicată fără voia sa, dar asta implică că tu ai scris-o, da, și ai ținut un concertar, ceea ce se pare că i-a cam atras un vot de blam în societatea românească, că în perioada ulterioară publicării acestei epigrame, Macedonski n-ar mai fi fost primit nici să publice, revista lui nu s-ar mai fi vândut, cumva a ajuns într-o stare de... S-a pus ștampila asta pe el. A fost ostracizat în societatea românească și cumva pe bună dreptate, pentru că dădea totuși în omul care, în ciuda declinului fizic și psihic în care se afla, se bucura încă de grațiile supreme ale românilor la vremea aia. Și de aici ajunge în sanatoriu Caritas de pe strada Plantelor numărul 9, pe care l-am arătat mai devreme, să-mi dau seama dacă am sărit ceva. Cu țeava de gaze. Da. Decedează. La mormântare vine o doamnă îmbrăcată în negru, cum se aude. Asta, adică ar fi... asta mi-ai spus-o tu și data trecută, eu n-am găsit exact. E o cronică de la mormântare, că de acolo am aflat despre elevii de la liceu nu știu care. Este, păi acolo vine... și informațiile cum mai am un singur dor de DG Chiriac. Și vine și spune că este o doamnă negru. Se prea poate. Bun. Ce a făcut în mod cert moartea lui, nu văd altă asociere posibilă, este că la 2 luni distanță mai puțin, Veronica Micle la Agapia ia o doză de arsenic care de la provoacă... fratele Maicăi Smara, care are... Da. Care are statuie și care am vorbit noi de atâtea ori că este educatoarea poporului român, cum scrie pe monumentul ei din Parcul Cismigiu, aflat lângă prietenii noștri la 40 de metri de monumentul soldaților americani. 40 de metri, nu, mai puțin, 20 de metri în linie dreaptă. Mulțumim frumos, stima noastră. Și Maica Zmara, despre care am spus că este autorul la Vine, vine primăvara și versurile și melodia. Vine, da. Vine primăvara. Tot de la tine știu pe asta. Da, și ea zice că a rugat-o să-i aducă niște arsenic sau ce ia, nu arsenic, ba da, arsenic, o doză de arsenic. Pentru moliciunea, zicea, și anemia fiicei Veronicăi Micle, că îi dau o picătură din puțin ăsta și o fac. Ca orice o travă, dozajul contează. Da, o fac săgeată. Și numai că... Și s-a făcut... Vezi cum se leagă toate, cred că dacă ai face nu un arboregean, dar așa să desenezi, știi? Ăla cu ăla, Maica Smara cu tare, Eminescu, Pacte. Ține ce spuneam eu de, știi, pânza de păian și ghimbelul. Atât ar fi, cred că, să știi, scris micu, adică, Rotring. Fac și o recomandare, că toți suntem... Te rog. A apărut de curând o carte, Povești din Belu, uite și eu, fraier, că n-am adus poza copertei, Cristiana Trișcă, sper să nu-i stric numele de familie, fabulos scris. Recunosc că, din punctul meu de vedere, pălăria, eu prezint de ani de zile Povești prin Belu, cum a scris doamna... Și de unde le-a știut? Adică ai cunoscut-o, știi povești? Nu. Știi povestea din spatele poveștilor? Am aflat de apariția cărții, chiar n-am avut niciun tangență. Și se găsește de cumpărat, da? Se găsește, îmi scapă numele editurii, dar Povești din Belu, ăsta este titlul. Ți-a luat-o înainte să ne mâniți. Iar pe copertă, eu le spun de mult, dar nu le-am scris. Clar. Îi are pe copertă pe frații Poroineanu, monumentul făcut Romanelli. Am citit cartea, mi se pare absolut remarcabilă. Și documentarea și stilul de expunere. Recomand cu toată căldura. Bravo, bun. Să fie căutat. Deci avem recomandarea asta, Povestiri din Belu. Așa. Avem Muzeul Literaturii Române, în spatele bisericii, care trebuie vizitat. Corect. Este Retejor, ceva... Art Safari, să-l vedem pe Teodor Aman. Corect. Muzeul Militar Central nu este ceea ce crede lumea, am că acolo-s vor numai puși și pistoale, nu. Nici pe departe. Nu. Normal că 70% este obiectul de activitate al unui muzeu militar național. Muzeul Bucureștiului, Palatul Suțu. Da. Da, unde, corect, iarăși cu trecerea timpului, cu niște ceasuri care ticăie. Și totodată una dintre clădirile care își conservă cel mai bine aspectul original. Da. O bârnă de pe podul Mogoșoaie, o bucată de lemn din podul Mogoșoaie original, unde descria Nicolae Filimon că dacă treceai la un moment dat pe putrezeau alea, riscai să pici cal cu călăreț. Mi-a picat la examen, la Jurnaliștii în Telecomunicări, descrierea lui Dinu Păturică. Minunat. Da. Iuși cu zlâc de saftian, ți-e cu călimări colosale, cu un nas coroiat și așa mai departe. La Boieru Andronache Tuzluc în poartă. E bine că nici nu foloseam multe cuvinte care nu se mai găsesc. În 10 rânduri nu înțelegeai nimic. Da. Și la muzeul ăsta al Bucureștiului, unde găsim și atestarea documentară, ăla cu țac-țac-țac al lui Vlad. Apropo, știi cum să traduce în limbaj fanariot melodia They See Me Rolling, They Hate It? Nu. Mă văd prăstăvălindu-mă, mă pismuiesc. Aoleu, mă pismuiesc. Sau Keep Calm and Carry On. Aibea stâmpări și grijește de daraveri. Dar sună într-un fel așa. Da, uite, vezi, sună mai așa, mai frumos. Sau mai scurt. Really. O aievea. O aievea. O văz ca prin vis. Deci l-am înmormântat pe Mihai Minescu. L-am înmormântat pe 17 iunie 1889, prohodit la Biserica Sfântul Gheorghe Nou și cu alaiul care trece pe vechiul drum al Beilicului, pe Șerban-Vodă, mergând către cimitirul Belu. După ce a fost autopsiat la Spitalul Brăcovean. Despre care am mai vorbit de 485 de ori, că pe peretele de la blocul din centru civic se păstrează. Iar în Biserica Domnița Bălașa găsim singurele statui dintr-o biserică ortodoxă, respectiv statuia de pe mormântul Domniței Balașa și statuia de pe mormântul... Una mititic așa, sau nu, de aia, una albă așa. Nu e chiar mititic. Nu e mititic. Aia... Stai, aia e din curte. Aia din curte, aia din curte este ștorc, este a doua lui statuie. Reconstituirea este făcută de Bogdan Petricei cu HD-ul istoric, costumul Domniței cu totul și sculptura este făcută de precizia germană a lui Carl Storck. Bun. Dar în interior, îmi scapă numele sculptorilor, unul este francez cu siguranță, în partea stângă, cum se intră în biserică, așa, este o nișă unde se la care se repară de 42 de ani acolo. Am spus și data trecută, măcar să se facă bine. Da. Așa, în stânga este statuia, sper să nu încurc, culmea că eu am scris monografia. Dar, ai cercat cu lecitire, nu e o rușine, o pastilă pe zi 30 de zile. Eu dau cu ăsta. E mai simplu așa. În stânga presupun că este monumentul funeral al Domniței Bălașa și în dreapta este monumentul funeral al principesei Zoe, născută Mavrocordat, dar înfiată Brâncoveanu și căsătorită Bibescu. Da. Adică este ultima descendentă prin adopție a neamului masculin al Brâncoveanu, de la Banu Grigore Brâncoveanu cu nevastă Safta Balș Brâncoveanu, fondatoarea așezămintului brâncovenești, căsătorită cu Gheorghe Bibescu și care pe finalul vieții capătă o formă din asta benignă de nebunie, adică, de exemplu, își turna în supă tot ce era de pe masă, spună că așa e mai bună, sau îi zbunea în plâns așa din senin. Motiv pentru care domnitorul divorțează de ea, dar ea este continuatoarea neamului Brâncoveanu. Bine, dintr-un Mavrocordat, dintr-un Brâncovean, dintr-un Bibescu, dintr-un... Nu erau mulți așa adunați la un loc acolo. Nu, 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 absolut deloc. Mai rămânea un cantemir să mai... Așa, un candelabru care reprezintă o cruce din orice unghi ai putea privi, comandat la Viena, și pe vitralile din biserică, cum spuneam data trecută, găsită stema de principe al Sfântului Imperiu al lui Constantin Brâncoveanu, cu descrierea găsită într-un anuar heraldic. Adică, wow. La biserica aia cum a rămas acolo? N-a încurcat-o. N-a încurcat, că nu era pe ax. Că este a patra biserică. Adică de la ce face Domnița Bălașa până în prezent. Da, cu așezăminte, cu tot, mai rămâne mic. Ultima fiind opera lui Orăscu, Alexandru Orăscu, primul nostru arhitect cu studii în străinătate. Mai trec două biserici între astea două. Rămâne acolo tocmai pentru că în mentalul colectiv al bucureștinilor, asta spuneam, de ce durează bisericile. Au și bucureștinii, l-am dat limita lor. Băi, până aici. Pastea le lăsați pe locul lor. Domnița Bălașa se leagă de memoria afectivă a orașului. În vechime, biserica asta avea școală. Da. Avea școală înainte să existe școli de stat, că prima școală de stat e Păcea Rosetti. Însă, în curtea Domniței Bălașa se dezvoltă o școală susținută din moșiile așezămintelor brâncovenești. Vinde tot, vinde și lacurile și viile. La un moment dat predă un părinte înmormântat în Belu, care în ultima parte a vieții ajunge episcop de Roma, Ieronim Ionescu, preot la origine, inspector școlar de pe vremea lui Carol I, vin să-l caute, este o monografie a lui Vârtosu, cu istoria așezămintelor brâncovenești la 100 de ani de la înființare. Deci inspector școlar cu studii de specialitate, ăsta era preot, n-avea studii de pedagogie, constată cu stupoare că omul ăsta reproducea, dar din propria minte, metoda lui Pestalozzi, unul dintre cei mai mari pedagogi ai tuturor timpurilor. Adică oamenii sunt șocați, ăsta preda de la clasa 1 până la clasa 4-a, care era școala aia, toate materiile, și introdusese, de exemplu, îi învăța pe copii, că era momentul când se făcea tranziția de la sistemul de greutăți și de metrică, treceam de la stânge, ce Dumnezeului se folosea așa, în... De măsura Mark Twain. Omul ăsta introdusese din capul lui un curs în care, băieți, uite, tăticul spune stânge, nu cu, da, uite, tu trebuie să spui atâta, de fapt. Adică o treabă absolut fabuloasă. A avut ani de zile Xenodochion. Xenodochion, azil pentru străini. Loc unde tu, venit, rupt în fund în capitala Valahia, aveai locul să tragi. A avut azil și după aia s-au făcut așezămintele brâncovenești. Adică am găsit-o la Emanuel Hagi Moscu, chestia asta, în București, amintele unui oraș. Da. Eu cred în lucrul ăsta. Anumite locuri păstrează ceea ce spuneau anticii anima rerum, un suflet al locului. Locurile alea se încarcă cumva de memorie. Da. Fapte bune săvârșite ani după, sute de ani la un moment dat, lasă o memorie. Acolo cumva oamenii, deși n-au mai prins neapărat faptele respective, au o conștiință a însemnătății locului. Exact cum se întâmplă la Belu. Și Victor Hugo, vorba aia mai încoa, zicea că vechile ziduri au scrise pe ele memoria celor secole. Exact. Despre asta vorbim. Acelor exact cum secole, deci. Dacă mergi la Auschwitz, poți să nu știi istorie. Te apasă ceva. Te cutremură ceva când vezi. Te apasă ceva. La fel când asta găsești... Am trăit-o, știi unde, iartă-mă, la Adam Clisi. Acolo la Tropeu în Traiani, când am intrat, în sensul bun. Și când am intrat, o liniște ca de mormânt, și băteau un vânt și făceau niște... niște frunze. Nu? Și sufla ceva din Eminescu. Ușurel așa te cutremura, știi, vedeai și pe Dacia pe acolo, pe sculptații, băi, era ceva, nimeni prin zonă. Păi... știi, dar se simțea. Că vorba aceea, nici măcar un paznic nu stă pe nimic. Tarlaua aia. Nimic. Că la un moment dat a fost ideea să mutăm tot atâta în Clisiu pe undeva pe la Văcărești, dacă mi-aduc eu bine aminte. Ceea ce, genial. Da, mă rog. Adică unul dintre cele mai bune vestigii, săracii da. Grigore Tocilescu și Vasile Pârvan, degeaba s-au chinuit ei. Vasile Pârvan a murit de apendicită pe șantierul arheologic. Da. Unde întoarce trolebuzul. Da, da, exact. Acum. A murit unde întoarce trolebuzul de la Gugălician. Și este genială într-un tur la Belu, un pușturică, pur și simplu s-a uitat la mine, am spus, ăsta este monumentul la Scrăcătagiu, aici îmi următa bulevardul. O, bună și asta. Deci copilul vezi știa de... Eu am apreciat că știe numele, da. Că identifică... Cât știu azi de Lascar Catargiu, că e prins urechile. Da, un nene într-adevăr simpatic, dar ca să nu-l pierdem pe Eminescu de tot, bun, l-am înmormântat, a ajuns la Belu, să vedem dacă mai ratăm ceva din prezentarea... A, da, că tot vorbeam asta, deci cum mergem noi cu Eminescu mai departe, pe lângă locurile astea pe care le-am prezentat, unde a trăit el, îl mai putem întâlni pe Eminescu post-mortem, în anumite locuri, prin sculpturile pe care îl înfățișează și avem în felul următor, imaginea 29, probabil cea mai reprezentativă statuia lui Eminescu din București, este vorba de statuia aflată în fața Ateneului Român, care înlocuiește un ansamblu, parcă Alergătorii, care e mutat mai sus da, pe Calea Victoriei. Da. Asta este opera lui... Asta e un jalea? Nu, Gheorghe Anghel. Gheorghe Anghel. Jalea are odată în Cismigiu imaginea 30 în Rotonda Scriitorilor. Rotonda Scriitorilor se cheamă. Rotonda Scriitorilor cred că este un picuț interbelic. Păi Jalea atunci are... Nu, toată rotonda. Da, 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 nu, cu siguranță. Da. Cu siguranță, cum se întâmplă și cu Fântâna Mudura și cu cariatidele din parcul Herăstrău, actualul regele Mihai I, care sunt distruse... Dumnezeu știe din ce explicații de comuniști că o sculptură este salvată în Belu la un mormânt. Din Herăstrău, da. Da. Nu știu în ce condiții. Au de acolo și deci au dus o țărancă din alea alegorice da, care ține... reprezentau provinciile românești, este subtilizată cumva de acolo când comuniștii demolează tot ansamblul și este dusă în Belu. Bine, de la voi au plecat alea de 850 de kilograme, n-ar fi o problemă. Doamne ajută că a venit una. Să se întoarcă una, da. Așa. Deci asta e a doua, acum ar veni. Ăsta este un Ion Jalea, al doilea Ion Jalea este mai greu accesibil pentru că se află în curtea MEAE-ului, Ministerul Afacerilor Externe. Imaginea 34 este, nu este un bust, este o statuie completă alegorică a lui Eminescu. Asta e pe Alea Alexandru, acolo la... sau unde păi e? Păi acolo e sediu, nu? La, da, unde face... Dar este, am înțeles că este în curte. Recunosc că n-am văzut-o vreodată da. În viu. Care pleacă din Aviatorilor și... Așa și da. Să nu uităm că în București avem un liceu Mihai Eminescu, chiar în zona Unirii, pe strada George Georgescu, dacă da, nu mă înșel eu. Se cheme Mihai Eminescu. Așa, cu un bust în față la imaginea 31. Da, ăsta este bustul aflat în fața liceului Mihai Eminescu. Sculptorul este Mihai Onofrei. Iar Mihai Onofrei este la rândul lui autorul încă unei reprezentări lui Eminescu, care se află în parcul Herăstrău, actualul parc regele Mihai I. Am aflat și cu stupoare. Da. Cu stupoare nu în sensul că contest ceva, dar la un moment dat eu nu înțeleg de ce trebuie să schimb un nume consacrat de 100 și ceva de ani. Mă rog, dar da. Imaginea 32 este reprezentarea sculpturală a Eminescu din parcul Herăstrău, unde se găsesc multe. Dacă reușim să facem așa un switch rapid între 31 și 32, putem să vedem și evoluția lui Eminescu fizionomică. Deci aici îl vedem pe Eminescu, este cumva reprezentarea primei fotografii de la 19 ani. Corect. Și în imaginea din Herăstrău îl vedem pe Eminescu pe la 35 de ani, adică se observă că... În al 8-lea lustru de viață intrase, cum ar spune Călinescu. Cam așa ceva. Nu? Că un lustru are 5 ani. Așa s-ar considera, nu? Știi că am găsit o împărțire mult mai interesantă. Așa spune Călinescu. Astfel se stinse în al 8-lea lustru de viață, de se presupune. Doar că este un părinte al bisericii și să zicem că este cumva mai optimist. Isidor de Sevilla, un nene care trăiește până în Spania, până în secolul 7, dă o împărțire care mie îmi place foarte mult. Citează domnul Pleșu, că de la el m-am dus pe scriere. Spune așa. În condiții optime, cumva, parafrazez, viața omului are 90 de ani. Bun. Să zicem. Din astea sunt 3 cicluri. Până la 30 de ani omul să învețe. Până la 60 de ani omul să producă. Și de la 60 de ani încolo, partea care mi se pare mie cea mai importantă, să învețe pe alții. Deci nu să se distreze sau să trăiască pentru sine. E, da, eu aș zice că asta este subînțeleasă. Da. Să te distrezi, trebuie să fii fericit în general, și asta ar trebui să fie scopul general. Dar vorbind de ceea ce lași în urma ta, adică odată ce ai experiența dobândită de la alții, plus experiența ta practică în viață, folosește-ți ultima parte a vieții când cumva instinctele te-au mai lăsat de sub imperiul lor și mintea se poate desfășura mai liber, că dacă asta este unul din puținele... Bine, deși dacă e să luăm mărturia lui Alexandru Paleologul, nu e chiar așa. Ha, păi da, da. Știi ce a spus, nu? Dumnealui... E tot, cred că tot domnul Andrei Pleșu spune chestia asta, că la un moment dat Alexandru Paleologul cumva are o discuție cu el, că de la o vârstă devii mai filozofic, că ai mai puține patim și Andrei Pleșu încearcă să facă cumva o glumă, zice, da, înțeleg ce spuneți. Și Paleologul se uită la lume, nu e ce crezi, te lasă genunchii. Bun, imens. Imens. Într-un fel din deci dumnealui n-a apucat, a apucat doar să învețe și să trăiască un pic din... Eu sunt convins că i-a învățat și pe alții. Din ciclul 2, multe. După spusele lui... Eu sunt convins că i-a învățat și pe alții multe. Adică la un moment dat cred că unii alergăm ciclurile astea. Nu e obligatoriu să se întâmple în rețeta dată de Sfântul Isidor de Sevilla, ci se întâmplă la un moment dat într-un ritm accelerat. Dar astea sunt principalele mărturii culturale pe care le putem întâlni de pe urma lui Eminescu și de ce să nu recunoaștem, deși și-au ales, și-au atras multe vorbe de duh de-a lungul timpului, imaginea 33, bine, vine și pe o tradiție artistică pentru că sediul lor este în fosta casă Toma Stelian de pe Chiselef, este vorba de sediul PSD-ului actual și au probabil cel mai recent, din câte știu eu, busta lui Eminescu, este opera unui sculptor Doru Drăgușin, inaugurat în 2001, cred. N-a avut bani și de corp. Cel mai recent bust eminescian din București. Acum, dacă n-avem chef să umblăm cazul subsemnatului și vrem să-l găsim pe Eminescu în intimitatea propriei case, tot așa câteva recomandări, cel puțin din punct de vedere biografic. Putem să-l găsim în dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, colectiv de autori scos la Iași prin anii 70. Probabil cea mai pertinentă operă literară, repet, pe perioadă până la 1900. Îl găsim în istoria literaturii române de la origini până în prezent, Călinescu cu Alexandru Piru, unde se prezintă suma operelor. Una dintre primele opere biografice exhaustive privitoare la Eminescu este tot a lui Călinescu, viața lui Mihai Eminescu sau Eminescu, ceva de genul ăsta. Mai avem o doamna Zoe. 30, stai să luăm cronologic. 35, să-l dăm și pe domnul Călinescu că are un merit incontestabil. Putem să observăm așa pe fața lui că se observă toleranța și spiritul liber și franc în a se exprima. Cel mai bun citat pe care l-am găsit în, recunosc că n-a citat istoria literaturii române, șoc și groază, dar la un moment dat am găsit chestia asta, ticăloșia unită cu talentul a dat adesea cele mai bune opere literare. Bun. Frumos. Cred că Eminescu totuși e o excepție. După Călinescu cronologic îl avem pe Perpesicius, pe Dimitrie Panaitescu, imaginea 36. Ochelăra și aia tradițională, ceea ce nu? Da. Eu i-am luat imaginea la Senectute. Da. Domnul Dimitrie Panaitescu m-a următat tot la Belu, în figura 83, pentru cine vrea să-l găsească. A participat la bătălia de la Turtucaia, unde a fost rănit în mâna dreaptă, a fost rănit destul de greu, are și o poezie foarte vie, brancardier, lăsată de la treaba asta. Și unde Topârceanu i-a luat prizonier. Da. Și are un întreg... Una dintre marile rușini ale... Am uitat cum se chema localitatea aia, că el are un jurnal al prizonieratului. Da, unde stă vreun an și jumătate chiar. Era adică nu... lapsus am în momentul ăsta că nu mai țin minte cum se cheamă... Da, jurnalul de bătrânețe, vezi? E una dintre cele mai grăitoare. Da. Tu de cine vorbești acum? De Topârceanu. Nu, de bătrânețe, te întreb cine vorbești acum. De mine. Că tu nu-ți aduceai aminte. Eu m-am născut bătrân, n-am ce pierde. Și obosită. Nu chiar. Nu, doar bătrân. Mă conserv bine. Bun, el este cel puțin prin ultima operă publicată în viață, prin 72, Eminesciana, cel care practic dă ora exactă și avem până în prezent principalele ediții din Eminescu îi aparțin lui. Adică opera... Dacă deschid aici unde o vii așa, știi să zici poezia de acolo? Evident că nu. Am înțeles. Dar am păstrat o poezie pentru epitaful întâlnirii de astăzi, că dacă te-ai văzut cu un gropar trebuie să închizi cu un epitaf, nu ai încotro. Uite, nu voi un mormânt bogat. Păi cam despre asta e vorba, dar stai un pic, nu strica misterul. Nu, gata, misterul, că mai avem până acolo. Tot așa mergând pe linia românească, o altă eminesciană este opera lui Eugen Lovinescu, imaginea 37. și el un alt mare nume al literaturii române, dacă atâtea, la un moment dat, știi, o luăm invers. Ce-i fi fost tu judecata istoriei, dar dacă atâtea nume grele de după tine... S-au apucat să-ți caute... Nu că să-ți aranjeze opera și să-ți o ia bob cu bob. Dar respirație cu respirație au vrut să știe ce ai făcut tu, clar ai însemnat ceva. Corect. Adică aia nu se dă cu, nu se dă cu piatra în pumul care n-are roadă. Da. Casa goală nu-i călcată de hoți. Sau cum vrei să... Ai numai similituri, să nebunesc. E, se mai întâmplă. Da. Oamenii bătrâni așa. Mie mi-a plăcut foarte. Eu îl știe pe Moise Cilibi? Da. Negustor evreu, când puterea are dreptate, dreptatea n-are putere. Nu strică judecățile astea. Da. Așa am considerat eu vis-a-vis de Eminescu și ceea ce mi se pare cu atât mai remarcabil, avem două cazuri absolut unice în istoria literaturii și a filologiei și a criticii literare universale de persoane străine care nu că s-au îndrăgostit de Eminescu, au aderat cu totul la cultura română descoperindu-l pe Eminescu. Mie lucrul ăsta mi s-a părut absolut fabulos. O să încep cu cazul mai puțin exotic, de la care nu am o poză, dar am cartea și pe care la fel o recomand să fie lecturată, sper că l-am nimerit, da? Este vorba de Rosa del Conte, Eminescu sau despre absolut, ea are mai multe operi, este cel mai longevit filolog din istorie. Doamna este născută în 1907 și este moartă în 2011. A predat o lungă parte din viață prin România, pe la Ploiești și București cu siguranță, apoi pe la Milano, a tradus și din italiană în română și din română în italiană poezia ale lui Eminescu și asta, dacă mă întrebați pe mine, în limitata mea competență, că, repet, nu sunt vreun expert în eminescologie, este una dintre cele mai bune scrieri privitoare la personalitatea lui Eminescu. Noi o mitem în țară pe doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga, clar, la care avem iară mai multe opere, dar una dintre cele fundamentale mi se pare asta, Eminescu, Cultură și Creație. Dumneia cea care s-a dus la mănăstire? La Agapia, parcă. Parcă la Agapia, da. La Agapia, Maica, care e pictată... Maica Benedicta, Agapia, care e pictată de Grigorescu. Printre multe altele. Da. Pentru că Grigorescu la un moment dat își desfășura activitatea în tot cuprinsul țărilor române. Da. Și muzeul lui din Câmpina, care e tot timpul închis. Printre altele, să spunem așa. Altele, da. Și acum că mi-ai acoperit-o pe ultima și cea mai remarcabilă, este prima traducătoare asiatică a lui Eminescu. Este vorba de o femeie din India care a venit la studii în România și în momentul când a descoperit poezia Ce te lege în codrule, a avut o revelație la propriu, adică Eliade, mai mult sau mai puțin, și-a fabricat-o pe Maitrei, Eminescu și-a găsit-o Maitrei postum la vreo 60-70 de ani de la moarte. Este vorba de Amita Bose, cea care publică o carte, Eminescu și India, în care analizează, este o teză de doctorat susținută sub îndrumarea doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga. Mamă, ce e aici? Recunosc că eu am încercat să o frunzăresc. Nu sunt bun nici în spiritualitatea indiană, nici în opera eminesciană, drept cu urmare. Scrită și cu asta. Și eu aici mă uit ca vițelul la poarta nouă. Da, la un Olivetti scrie dumneai. Așa, mulțumesc frumos că mi-a luat înainte, n-am apucat să mai spun. E o mașină de scris Olivetti. Ia cătă. Doamna este moartă la București în 1992, pe nedrept uitată de toată lumea, pentru că a fost remarcabilă. Deci dumneai a venit să a stabilit aici? A venit să a stabilit aici și l-a tradus pe Eminescu în bengali. Da, de un tigru bengalez. Absolut, simplu, nu? Putem imediat să facem oricare chestia asta. Dacă Eminescu a putut să suscite asemenea pasiuni unor oameni care e clar că, din punct de vedere al tiparului cultural, n-au avut nici... Eu asta spun înainte de pregătirea elevilor de 11 și a 12. Aș pune poza asta, dacă ar înțelege multă lume, mulți copii. Aș pune poza și aș spune, vedeți, doamna e din India, s-a mutat în România special să-l învețe pe Eminescu. Da. Voi ce scuză aveți? Corect. Atât. Cine pricepe. La un moment dat, eu pot să subscriu oricând la treaba de gust. Și o pot spune cinstit. Nici eu nu mă topesc după poeziile lui Eminescu. Dar asta nu înseamnă că aș putea vreo secundă să fiu opac la amploarea personalității. Adică despre asta vorbim în primul rând. Și ceea ce trebuie subliniat mai mult ca orice. Istorici, bun, au rolul lor. Fiind din domeniu... Da, nu poți să negi. Nu poți să negi. Dar ceea ce rămâne de fapt în conștiința mentalului colectiv este opera vie, opera trăită, lucru care trage viața cumva în file. Istoricii lasă opere moarte din start, opere pertinente din punct de vedere al informației, dar nevii, dar lăsate pentru șoarecii de bibliotecă. Știi pe cineva? Kids, nu. Kids. Bine, și eu mici excepții. Mici? Mici. Avem mici? Da, s-a întâmplat una. Nu zic mici cu muștar? Eu când aud mici, imediat mă trezesc, chiar dacă e... Mai dificil. Când gândești la viața, îți pare că e acură ce trebuie povestită de o străină gură, nu? Cum zicea și... Astea pe versuri le avem? Mai găsim câte ceva. Mai găsim. Recunosc că nu neapărat din lirica eminesciană, unde mi-a rămas mie, iarăși, nu am reținut pe de rost, dar începutul de la glosă, mie mi se pare o chestie ce n-am apucat să subliniem. Având o formație germană, evident că Eminescu este atras de filozofia germană de secolul 18-19, Kant, Schopenhauer în principiu. Lui Caragiale îi plăcea maxim să le enerveze pe tema asta, polemici. În discuțiile pe care le aveau ei, putem să ne imaginăm așa pe Nenea Iancu, în stilul lui Zeflem. Bășcălios, clar. Auzi, băi, Mihăiță, cred că e ceasa. Cantă ăsta al tău e un moftangiu. Da. Și se pare asta din mărturile contemporanelor. Face așa cu... Eminescu se inflama și urma câte o perorație din asta, de câte o oră, două, în care i se explica Kant. În momentul în care Caragiale, după două ore, livra o opinie complet contrarie a ceea ce spusese mai înainte, păi parcă fusești de altă părere. Păi și am mai fi discutat noi, mă, coane, dacă eram de aceeași părere. Haide, mă, să bem o bere la Gambrinus. Probabil. Da. Dar asta, ce înseamnă om care a înțeles pe cine are în față și cumva îl stimula să vorbească și îl făcea să simtă bine. Aici vedem că Nenea Iancu, cu tot umorul lui caustic, de desubt umorul ăsta, așa cum se întâmplă de altfel destul de des în viață, se ascunde totuși un sufletel. O treabă mică, neagră, urâțică, dar care simte ceva. Așa? Și mi-a rămas chestia asta inspirată din filozofia germană cumva, dar de fapt este mult mai în spate. Merge până la stoicism, până la Marco Aureliu, către sine însuși, așa. Începutul de la glosă. Vreme trece, vreme vine, toate zveci și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e rău al cavalului trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Și după aia ia și le întoarce și le așează și următoarele versuri sunt... Da, nu cred că și-a respectat foarte mult versurile astea în plan personal. Cu ce vrei, vorba ta, omul e om, scriptura e scriptură. Dar în schimb ceea ce și-a respectat și aici anunț că din punctul meu de vedere urmează epitaful și nici de data asta. Adică trebuie să punem punct. Sunt 3 ore. Mă gândeam că asta, dacă tot am făcut o tradiție că facem 3 ore, să nu... Bravo, să nu se supere oamenii, zic, băi, asta la voi și... Doamna Zoe Dumitrescu Bușulecă. Păi trebuie să o recizi din memorie. Permiteți-mi să mai am și pierderi. E cunoscută? Din punctul meu de vedere, da, pentru că ultima strofă se găsește pe placa de bronz care se... Aoleu, mi-a dat-o la examene de 485 de ori cu ce a vrut să spună poetul, cu reverse dulcântei. Încerc eu să spun, dar nu prin prisma mea, ci ceea ce tâlcuiește doamna Zoe Dumitrescu Bușulecă la treaba asta. Eminescu se vede clar în lirica lui că există imaginea codrului, a lacului, cumva este imaginea tinderii spre natură, spre unitatea primordială a lumii, spre natural, spre firesc. Ceea ce clar a fost în acord cu toată viața lui Eminescu a fost asta, tendința lui de a reveni la origini, la puritatea copilăriei. La iaz, la și pădure. Lucrul ăsta, cine a pus, nu știu cui aparține, adică dacă medalionul este de Ion Georgescu, placa aia de bronz care conservă ultima strofă, nu știu cui aparține inițiativa, este o chestie pe care doar să o descoper dacă cineva știe, mă bucur să-mi spună, dar poezia întreagă în ediția lui Perpesiciu se cheamă Nu voi mormânt bogat. Nu voi mormânt bogat, cântare și flamuri, ci mi împletiți un pat din tinere ramuri. Și nimeni în urma mea nu-mi plângă la creștet, frunzișului veștet, doar vântul glas să-i dea. În liniștea sării să mă îngropați, pe când trec stolul zburând la marginea mării. Să-mi fie somnul lin și codrul aproape, lucească cersenin eternelor ape, care din văi adânci se înalță la maluri, cu brațe de valuri s-ar atârna de stânci și murmură într-una când spumegând recad, iar pe păduri de brad alunece luna. Iar ăsta este versul găsit, strofa găsită pe mormânt. Reverse dulci scântei a tot știutoarea, deasupra-mi crengi de tei se scuture floarea, nemai fiind pribeag de atunci înainte, Mor troieni cu drag. Aducerea minte mor coperi cu drag în varianta asta și stânsele patimi lor troieni căzând, uitarea întinzând pe singurătate. Greu. Acum, Damian, în afară de mulțumesc, n-am ce să mai zic, că nu putem să spunem nici că cea mai rosită dintre toate zilele noastre în care n-am râs nu merge. Am râs și astăzi. Știu, dar nu pot să cer share, like și astea la o emisiune despre Eminescu. Tocmai de asta n-am venit în tricou cu vikingi, m-am îmbrăcat și frumos. Cred că nu ne iau oamenii în râs, deși s-ar putea să surâdă unii dintre ei dacă îi rugăm să asculte preț de 3 minute și jumătate Doina și Ion Aldea Teodorovici, Eminescu măcar, să ne judece. Măcar. Adică nu ne iau de nebuni. Și singurele versuri pe care îmi vin în minte acum, știi că ca să se răsucească un pic Eminescu mormânt. Da, care îmi vin în minte sunt astea, că cum era, la zidirea soarelui se știe cerul a lucrat o veșnicie, noi trudind în tocmai ne-am ales cu domnul Eminescu. Da, și de fapt Eminescu n-a murit și, cum a spus Marin Sorescu, s-a dus să moară puțin. Să doarmă. Versurile lui Grigore Vieru, cel care spunea sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. Mii de mulțumiri și ție și celor care cu nebuneală ne-au ascultat 3 ore recitând și vorbind despre Eminescu. Încă o dată mii de mulțumiri și vouă, toate cele bune, atât putem spune. Numai bine, la revedere!